Introducing Opera GX. La un rol play mai vechi, tot așa a făcut. L-am oprit pentru chestii, a dat cu camionul pe contrasens, cu spatele, și am zis că, domne, trebuie să vă dau amendă până că ați mers pe contrasens. Face că, ce să-mi dai tu amendă mie pentru mersul pe contrasens? Stai că vorbesc acum cu reflex, că nu știu ce. E urât să faci chestia asta unul la mână și să spui că te întoarci pe pus de o mamă și adică dacă nu ți asumi că te joci și vrei să mai să câștigi, n-ai cum. Înțelegi? E urât. Adică omul e normal, e logic să te dea în urmărire, el are tot dreptul. Cum poți să spui că uiți în condițiile în care nu și-a luat kill caracter ca să uite? Omul nu te-a putut să te prindă, dar a dat în urmărire. A văzut numărul, a văzut mașina. Asta zic. Gen, ca de exemplu, hai să-ți dau un exemplu, beatul. Nu știu cum te cheamă, nici mă interesează. Gheorghiță-l cheamă. Bun, George, Gheorghiță, cum te cheamă. Hai să-ți dau un exemplu. La un job de magazin, da? Cei doi polițiști mor, ei nu mai au nicio informație despre voi, nimic, da? Chiar dacă s-au făcut poze, pozele se șterg, tot se uită. Ai înțeles? Exact la fel trebuie să procedați și voi. Dacă voi pierdeți într-un șaf, nu mai știți nimic de niciun polițist care a fost acolo sau dacă ați luat vreo informație în acel rol. Dar oricum, de multe ori nu se face așa, dar, mă rog, nu asta contează, nu. Dar ca să înțelegi și tu. La o urmărire, dacă ai scăpat, nu înseamnă că gata, ai scăpat și nu mai ai nicio treabă cu poliția, nu te mai urmărești să învii la poliție și îți iei buletinul, îți iei permisul, îți iei și tot și pleci. Știi? Dar oricum el nici nu cred că ne aude. Ne auzi acum? Dacă nu ne aude, îi dau checkpoint-ul și la revedere. Ok. O să-i scoți cătușele. Îi dau pentru ticket în rol, păi nu mai pun nici juric la ticket, că... Cu ce ocazie îmi dai checkpoint-ului? Pentru tichetorul, plec, frate. Cu ce ocazie? Deci chiar te rog frumos, mare, cum îți permiți să-i dai checkpoint-uri? Adică cum îți permiți să-i dai checkpoint-uri? Ca să nu-ți mai pune și faza cu injuriile. Ce facem? Lasă că injurii dau eu acum amendă. Lasă la o parte problemă, dar tichetorul plec îți dau checkpoint-uri. N-am înțeles. Îți dau checkpoint-uri pentru tichetorul plec. Stai și-o, lasă-l țără. Scotați-mi ea că sunteți așa de... Stai că-l sună pe reflex. Las că am înțeles și oameni sunteți, bă. Salut, Felic, salut. Salut, Cosmin, salut! Mulțumim! Paolo! Ce? Mulțumim! Darius, foc de armă, mergem? Nu a fost foc de armă, a fost de la Petru Ken. Adică a folosit caliță. Ciao! Salud, Hyper, salud, salud. Alo? Să treci, Dominic, ai cumva un promot pentru mine? Cât te dă? 4000. Ce vrei să-ți iei? Dubiță? Vreau să-mi iau un chet, da. Da, fac transfer acum. Dar, okay. Pula, n-am numărul. Hai acasă și dăm numărul. Bine, că vine. Stai așa, că vine în oraș. Stai că vine până în oraș. Ok. Eu sunt la showroom. Unde ești? La showroom. Trebuie cash sau card? Card. Bine, hai că vine. Salut. Ciao. Mai zice chat. Ce alt piticule? Tu cumpăram mami ceva de ziua ta. Poftim? Baloane trebuie. Și tortul? Și tortul unde? Că eu n-am mâncat din el. Sâmbătă o mânca? Nu te-ai întâlnit cu domnul ăsta cu... Da? Uai, dar ce frumos e! Wow! O să fie aici plin și plin de baloane! Mulțumesc. Mai ajunge cadou, totul și balaurul. Azi că-ți cumpără toate ceva. El a vrut mașină să-l luăm 1,5 milioane, dacă te le comandă, serios. Da, inima. Nu umblăm cu baloanele sâmbătă, am zis că le punem în fost. Uite-ți și tu. Da, să-ți oprești la tine. Auzi, Dominic? Cât ai? Hei, tu nu mă bate! Nu mai am nevoie momentan de bani, că mi-a dat Cătălin. Doar că în mintea mea umplu balone de ziua lui Nuș. La mulți ani! Mulțumesc! Mai țin și odată. Asta o să fie... să crească mare, să fie sănătos. Dar nu mai e probleme. Nu te umplă acum! Și cum să-ți legă? Așa? Uite-te la picioare! Alo? Alo, da. Am găsit muniție rifle, n-am găsit de pistol. Capul de pistol. Să caut. Bun. Tot poză și la asta și... Da, aici nu ți-ai Kinder-ul ăla. Bine, ne auzim. Mari! Băi, dar cum pula mea să leg eu ăsta, mă? Na, leagă-l tu. Dă să mai umplu. Îmi place Kinder-ul. Și la propriu și la figurat. E bun și de mâncat, s-a dat. Nu mai dă la mână, s-a dat. Nu mai făcut că mi-a rupt mânurile. Aia și cocoșica e. Asta zic. Ce? Asta de ce? Cum? Asta de ce? N-am înțeles. Ai zis că asta zic și am zis asta de ce? A, nu, vorbeam pe stație. Ok. Nu mai înțeleg nimic, și muzică și pe stație, să-mi bat seama dacă nu. L-a dus să fac și o pastă albă. O să-mi bag bani în bancă, în pula mea. Ce să faci? A, să o faci. Să fac dobița albă. Tan tan taram taram tan tan. Alo, da! Ce faci? Mă duc până la bancă, că bag bani de mie, nu pot să... Înțelegi, bă, vezi că... Am uitat aici, vezi că tu pe o livrare vinzi între... Toți eu fac rău, la ce moșa! 80, eu știu. Am livrat acum 97 de săringe, dar... Bravo! Ia stai că mai am să livrez 2 ori și... Hai că vorbim că și cu ochii deschiși și alea, Bim. Bine, hai pa. La de ea pe o calci. Deci, închide cameratul. A, să-mi blochezi mie telefonul. Așa vrei tu. Vedea să-ți în camera. Lasă-mă că închide Discord-ul cu totul. Alo, da. Bună ziua. Să trăiți. Cu ce vă pot ajuta? Pe dumneavoastră a zis că, să vă zic pe unde zic că aveți să-mi dați o comandă. Eram la o ședință foto. Aaa, de omă, cât să avem. Da. Ok. Sunt față la... Plec, am venit să-mi depun niște bani cont. Hai că bine, îți facem despre centură. Da, bă, vă aștept. Alo. Bă, da. După ce te rintrarea mai aveai sărinci. Ce este lui? Tot ringi. Că pe ce plan vrei să fac? Vezi că trebuie mers și cules, ăsta. Meta. Te duc în pula mea. Câți bani ai? Fii sincer. Cât aș da? Ha? Trebuie să mă uit. Am în bancă 77.000. Așa. Și în firmă 5.000. Bun. Aia zic. Ia dă pe câte unul. Hamă. Vreau să strâng bani să-mi iau Mustangul ăla, știi ce zic? Că e fain. Cât e Mustangul? Nu știu, nu m-am uitat, dar o să mă uit. Unde vezi? Ia du-te, până atunci. Unde mă duc? La premium? Cred că acolo, da. Fac? Ce-ai făcut, Danuț? Ai făcut accident? Ma'am. Ha? Bună ziua, bună ziua. Vreți? Sănătate e. Ați venit cu necurată, domnule. Adică? Păi nu v-am văzut și niciodată să protăcei. Eu te-l las spatele tău. What the fuck? Da, serios, ai cuvântul meu. Chiar să încercăm mai încolo și niciodată. Nu se vede mașina de la distanță, mă? E imposibil, cred că n-are brand-ul ăla. Ok, cât mă face? Și plus comanda de aseară, vă rog frumos. Dar care a fost comanda de aseară? Asta, 20, nu? Păi ce mi-ați dat aseară, ați uitat? Da, eu nu uit, domnule. Că am zis că sunt de cuvânt, Doamne, putu spor bagajul mătii. Să-mi mănânc, că mi se face foame. Da. S-a stricat studio-ul, lasă-l, dragă. Ah, ok. Dar puteți să dați noastră mai încet. Ce dragă, stă la el. Tu-ți mașina, mătii, nu mai mergi. Dar o întrebare strategică. Da? Ați avea idee unde aș găsi și eu muniție pentru pistol? Așa, în vag. La mine. La dumneavoastră? Îmi trebuie și 20 de atunci. Bine, domnule, rezolvă și asta, nu obțin că mă sun și... A, poliție. O, scuzi, din greșeală. Alo? Alo? Auziți? Dom'le, vorbește? Da, dom'le, spuneți. Îmi cer scuze, din greșeală v-am sunat. Nu e problemă, o zi bună. Mulțumesc. Ai zis la miștoarea l-a dat poliția și ai zis, îmi cer scuze, din greșeală sunat. Da, cred că știu cine, că l-am auzit în mintea mea fără să vreau. Ei, cred că s-a fost. Că l-am auzit cum șeală, dom'le, mă scuzați. Bă, pune-te pe mut, bă, că te-am auzit eu cum le-ai sunat pe Lazy și eu lângă Lazy. Stai să vedem. Eu nu, tu ești? Fără să vreau, mă, l-am sunat, nu știu de ce pula mea. Este. Spune-i să nu mai caute locația de muniție pistol, că îl va sindicat. A, nu, 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 nu. Îi. A, îi? Păi dați-mi, mă rog, un indiciu. Aaaa, eu crezi că vrei să cumperi, mă. Păi și nu le cumpăr dacă trebuie, acum ce nu fac, na. Păi nu, de la mine poți să cumperi, nu-i problemă. Am înțeles, am înțeles. Până găsesc băieții, dacă o înțelegi. Zici să caute, zici să caute, că este. Bată mintea mea cu balone. Muniția, muniția pentru pistol, fraților, muniția pentru pistol. Ia-o-le, la băsul capul să mașină. Băi, băiatule, băi. Băi, au făcut frontală cu mașina acolo. Nasol? Băi, de hai să fac calcul, să vedem de ce ai dat... Stai să-mi scop calculatorul. Zici să-ți dai un indiciu, cam pe unde ar fi. Aia încerc să îl întreb pe domn, să-mi dai un indiciu, dar așteptăm încă. Deci, ai dat așa. Mă, cred că știu unde s-ar putea să fie mașină. Ați schimbat prețul la ea? 175. Sunt acolo, puse. Nu, nu, păi mi se pare puțin o mașină așa ieftină. 25 de euro. Mai puțin. Păi da, dar trebuie mai mult, pentru că aia rămâne. Dacă nu ne prinde garda, rămâne. Eu știu, dar e bravo vouă. O să ne uităm la prețul. Da, da, ar trebui... Electronicul 175 plus. Hacking-ul e 450. Ne-am găsit și noi locul unde să facem calcul. Dom'le, dom'le, luați mașina asta albă, că nu-i parcată bine. Dom'le, am găsit locația, nu mai e nevoie. Totalul e 2550. Da, da. Cu ajutorul 2250? 2550. 2550, ok. Bine, dacă ai găsit locația, fă poză, fă tot ce trebuie și pune acolo unde trebuie. Da. Vezi că închiptați un pic. Ți-a zis 2550, da? Da, da. Eu fac și un transfer bancar, bine? Bun, bun. Ia vedeți, v-a birat telefonul? Da, l-o vibrează el, mama lui. Bă, cât e de sărac, nici vibrație n-are. Păi am 150 de metri. E bun, e bun. Am muncit, băieți. Ei, n-avem ce face. După muncă și răsplată. Da, da, da. Bun, vă salut. A găsit locația, mulțumim frumos. Sănătate. Și vă mulțumesc că m-ați trecut pe care ați avut pe fiecare. Sănătate, numai bine. Doamne ăștia. Ei, băiatule, bă. Ce? Alo? Coaie, e ieftin rău ăsta în gura. Cât e? 30.000. Da. Mai vrei injecții? Da. Hai, bun. Închide tu. Salut, Leo, salut din Masic, salut, salut. Tuh, ketika. Mai dai și cu balonul, te rog frumos, că poate se sparge aici ceva de pe masă. Bună, Daia, bună, bună! Dă să văd fata. E în rotobil. Catalea! Dea! Hai la tati! Hai! Hai, ce că te joacă acolo cu alinuș! Spart un balon! Lasă-l că odată e ziua lui, repede și tu! Ce se dă, mă, primarul? Ce-i comandă? Ce-i comandă de la primă? 20 body pe stop. Interes. Nu știu, mai am jucat la ruleta aia 10.000. Uite și tu, te rog frumos, când termin, ce? Am jucat la ruleta aia 10.000, mi-a picat doar 9 merge. Aha, vezi că n-ai avut. De ce? Că dacă noi scoatem arme mari, scoate și poliția. Dacă noi nu scoatem, nu scoate nici ei. A, păi asta știam, mă. Auzi, mă, du-te, te rog. Mulțumim, Daia, mulțumim frumos. Salut, Saco, salut. Du-te, te rog frumos și tu, după ce livrezi astea sau înainte. Și am 20 de truse de la... de la șniță. Truse de la negre. Stai așa, nu știu... ar trebui să fie în dulap la ei acolo, nu? Da, cât îți trebuie? 3.000? Da, da, ar trebui să fie trusele alea la ei în dulap. Da, mă, da. Înțeles. Și ce faci cu trusele alea? Arme în pula mea, că nu-i puteau pe mama. Hai că mă duc. Hai că mă le duc aia. Dau astea. E dacă... bine, hai că... să transfer. Cât ai cât vreau? Ha? 30.000, nu? Aha. Iar rup relax săracul. Vezi că am făcut 70 și ceva. Bravo, nu contează. Fă acolo și taci. Hai, fac. Stăm bine pe bani, stăm bine pe bani. Un joc. Joc, da. Realitate nu mai zice. Hai ce? Tu! Hai aici un pic la tati să te arete la Diana, hai aici. Hai. Realitatea plânge. Lasă că ne trece. Hai, hai la tati. Hai. Ia. Dar vrei să nu plângă iară. E sensibilă. Camera nu-i. Burtică. Burtică. A cui ești tu? O vezi tu sau nu o vezi? A cui ești tu? Pisoiul, mătii. De Nana. De Nana. De Nana. Na, te mușcă pe tine. De Nana lui. De ce nu dai? De ce nu dai? Te seamănă cu Alinuș? Nu seamănă cu Alinuș deloc. Cu mine seamănă. Băi, băiatule. Cu tine seamănă. Alo, da? Nu e nicio trusă neagră pe aici. Nu, cu tine. Vorbește-mă cu șniță. Nu lași. Nu mai umplu la baloane. Sunt truse de alea care... Ia stai să mă uiți dacă mă truse. Nu-ți dau șampanie dacă... Sună-mă. Ai telefon că stai aici. Ba, la stâmbătă. Hai, nu rog. Stai, 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 stai. Unde-i spreiul lui Alinuș? Nu, mă stai. Când intern oraș îi zic, dar zic ce să-i zic. Ha? Ce să-i zic când intern oraș? Trebuie truse negre. A, și știe el? Da, mă, da. 6, da? 20, mă. A, am zis 6, ia nu știu, hai pa. Nu mă dea-n gura aia. Zici că ești de ăla de animale în pula mea. Sunt cu animale. Ce, mă? De ăla de stăpă animalele. De la Lazo? Da. Suntem aici așa neluizuitor. Nu, ghineale. Ah, eram și eu pregătit cu pumnalul în mână. Casc ochii. Ah. Da. Faci ce uiteam. Ia-o. O lua Mustangul sugaci. Să repede fac cu oamenii bani. Mică, îi rămân fără Priscila? Îți dau Audi, că ăla ce mai ieftin. Pe unde sunteți? Acasă. Pleca. De ce? Întreb. Să mai culeg meta? Sau? Vreți să mergem să culegem meta? Vin și eu cu meta. Eu aș merge puțin prin oraș să mă mai întâlnesc unul cu altul, să schimb numere, să fac combinații și așa mai departe. Poți să stai în oraș, noi mergem la meta, ce treabă ai tu cu noi? Eu vin cu tine. Nu trebuie să ne ții de mână. Ai pistol? Da. Mai nu-i problemă. Zic eu acum ceva. Dar tu și așa stai cât stai, mai zbori un pic. Da. Înțelegi? Asta zic. Stai prin oraș și lasă că facem noi meta și facem noi restul. Stai combinația acolo. Numai nu-i pupa în curs, știi ce zic? Pa mașină. Mergem la meta? Care l-a îmbrăcat în pescară, zici că-i? A? Mergem la meta? Care tu? Da, ce faci? Trebuie mască neapărat? Da, da. Da, aia de schelet. Băi, Ione, du-te și pe telefon și consumația aia pe care am avut-o. Ce să fac? Consumația pe care am avut-o. Ah, ok, o să mă duc imediat. Bun. Alo, da? Hai să treci, domnul. Băi, ești. Ce faci? Ia, parcă aia de scandal, nu? Asta îmi ba pula în el de stres. Vorbești la telefon, lăsați-o la căsări. Am zis că dar n-am apucat să răspund. Da, da, da. Mi-ați pregătit comanda? Ți-am pregătit-o, dar te sun când să... Cam în, să zic, maxim 10 minute, dacă e ok. Ok. Bun? O să trimit un băiat după aia, bun? Și transferul bancar o să ți-l dau eu personal. Adică nu personal, prin bancă. Păi nu, că aș vrea să vorbesc cu tine un pic, să văd niște bucăți ce faci, știi? Cum? Aș vrea să vorbesc un pic cu tine, să văd cam ce faci. Cum adică cam ce fac? Păi cam ce materiale faci. Pentru armă. Tot aceleași n-am. Tot aceleași pe care le-am avut, sau tu nu le știi? Păi nu le, eu unul nu le mai știu, pur și simplu le-am uitat, adică le-am uitat, nu le-am memorat. DB-uri, DB de pistol. Nu, ce vorbesc, DB de pistol. Body-uri, body de pistol, DB, carabină și MG. Bun, hai că atunci te sun și vorbim, îți dau și apoi vorbim, bun? Bun. Hai, am pupat. Te sun când să vină băiatul, bun? Ok. Asta îmi pare. Bun, salut. Desigur. Salut. Nu te aud. auzi? Deloc, deloc. Mamă, foarte, foarte rău te aud. Eu te aud, dar nu mă auzi? Te aud băzit și foarte de departe. Ia microfonul pe mai aproape. N-am mai intrat de mult, s-a dat wipe, s-a dat wipe. Adică am început tot cam de la zero. Mă duc să-mi iau cheia la dubă, Ștefan. M-ați înțeles? Mamă, și n-am apucat să mă bucur de banii pe care i-am făcut, mă. Dar poți să începi iară să te bucuri de acum. Și asta la cât timp se dă? Păi acum nu pot da de ceva luni bune, bune acum, la fel nu se va da iară câteva luni bune. Experiență tot de la zero. Mhm. Da, domnule, da, totul e de la zero. Și s-a mai schimbat ceva, lucru? Nu, nu. S-a mai schimbat? Nu, nu. S-a schimbat prețurile, economia e mult mai grea. Ascultă-mă un pic, economia e mult mai grea. Da, sunt anumite chestii care s-au schimbat. Am la ce faci gălăgia asta? Pirocul lui Dominic al lui de la. Mamă, ce trist. Na bun. Poți să te mai ajut cu ceva? Trist. Mersi frumos. Pentru toți a fost trist, crede-mă. Nu, m-ai ajutat destul. Pentru toți a fost chiar foarte trist. Gândește-te că și eu am pierdut. Gândește-te că și eu am pierdut 30 ceva de milioane. Bun. Mamă, 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 eu vă 13 numai. Lasă că-i facem înapoi. Mai greu, dar-i facem. Da, sperăm. Bine atunci. Salut. Salut, mersi. Cu drag. Mamă, ce prost m-am simțit când l-am văzut pe băiat că a zis, mamă, nici n-am apucat să mă bucur de bani. Piciorul. Ce faci, domn? Hop! Nu-și dă o muie și n-am putut. Mă, au băga mea. Care tot fustația? Nu știu. Nu știu. Nu eu. N-a frecat-o de-a luat-o. What? Vă place cum sună? Vă place? Apoi nu mai faci. Serios. Joker, băgați-o. Bă, dar vă mănâncă? Bă, Joker. Mănâncă undeva. Nu știi cum să o scarpi. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla. Dă-mi și mi-am prim mașina aia să mă prim. Vă duce capul ăla? Dacă două secunde să o prestați. Stai, se băgă. Mă fute ea de taci. Georgiana apasă când tot apasă să împiedice oamenii. Nu, Joker apasă. Da, nu eu eram eu. Joker. Păi acum, dar n-am făcut eu așa de multe ori. Joker, m-am uitat eu. Ne auzim mai încolo, băieți. Bine, vezi că mă duc să plantez. Am nevoie de unul care are dubă să rămână acasă. Ia că vă scot eu o dubă afară. Și o dubă. Ai și tot dubă? Te-ai și tot dubă, sugați. Pe mine, eu însă aici. Haide, puiul. A, păi vă ajunge asta. Ajunge, e de bani. Ajunge. 100.000 de euro și vă vând duba mea. Cât? 100.000 de euro. La Mumu nu vrei? Nu-mi place la Mumu. Atunci la... Aoala. Mamă, care vii așa nervos cu Candy-ul ăsta? Yo! Mamă, am zis că gata, mă ia pe capotă să mor. Eu am ajuns deja, coleg. Care e ăsta cu camion? Eu, mă, eu. Face de ei. Da, mă, dacă merg cu Candy-ul ăla, fiți atent. Dacă merg cu Candy-ul ăla, livrezi siringi, sub 500 să ai la tine, nu-ți face garda nimic. 500, da? M-a prins pe mine și nu mi-a făcut nimic, i-am dat documente, i-am dat tot, am vorbit cu el. Hai să vorbim cu Arisa, ne scoată iarăși documente. Mamă, nu mai are motorină asta, bă. 3000 de siringi pe mine. Pe mine m-a întrebat de când îl am și am zis, bă, doamne, îl am de mult, dar am fost plecat din oraș și... na, cam atât. O, dacă mă prinde cineva aici, ce zic? Că ești șmecheră. Ești la tine pe tarla. N-are ce să facă nimeni la tine pe tarla. Coleg Narcise. Să nu rămână în pana prostului. E, mai știu eu pe cineva. Veric știe. Mai rămâi și tu? Intrați și în benzinărie și am și bubuit, noroc că n-am murit. Aoleu. Acum Veric care se chele cu mine. Așa, pe mine nu m-a prins garza niciodată când a livrat, nu știu, cum l-au prins sau ce de... Bine au ceva, Gabori. Se mai ia și după față. Am față nouă, am față nouă, nu m-ați mai închis la culoare acum. Mai mult după vorbe se ia. Prostie, de fapt. Nu, se ia după că-ți cunoaște vocea. Că ești prea tâmpit. Mamă, 3 euro, 4 euro, jumătate de rezervor. Este rău. Uite, 6 euro full-ul. Ești nebun, 6 euro full-ul. Umblați, mă, cu Camacho. Eftin. Hai, mă, că e gata. Nu mai vorbeați de mult, te rog. Da, inima? Mulțumesc de subscribe! Da, da. Dumitru Marius, trăiești! Salut, Cosmine! Da, da. Nu poți să faci tu o înghine? Ce să fac? Nu poți să faci o înghine? Adică? Să-mi lași măcar, nu știu. Câțiva, lasă-mi, nu pot, frate, nu pot să mă bag eu peste nimeni, tată. Hai, te pup. Nu, nu, l-avem. Unde ăsta? Băgam ea. Ia uite-te unde se schimbă ăștia. Ce ăsta are, mă? Admin. Unde ești, mă? Giovanni Plata. Giovanni Plata. Mergeți la... Salut! Salut, domnul. Ești mecanic aici? Da, sunt mecanic, domnul. Cu ce vă pot ajuta? Domnul Diamante e aici? Da, este acolo sus. Nu puteți să-l chemați un pic? Are treabă? Come chiamo? Cum îl cheamă? Mitruș Diamant. Mitruț? Mitruș, mă. Aaaa. Ia cum arată iară pe asta. Mi-a făcut de mâncare. Torba aia ce pierd de pui, atât. Îmi fac în fiecare zi, 2-3 feluri. Și nu îmi pui și mie ciorba. Păi toată pentru totul. Aoleu. Acum, n-am văzut asta care. Trebuie că mi-aducă tate, că mi-a de ce, șuruburi și să-ți întreba. Pentru ce? Să-mi reparat. Ce cu ce-am te faci, mă? Crentează telefonul ăsta, face scurt. Bă, cam eu aș place, m-am speriat în telefonul ăsta. O, Doamne! Ia fii atent cum sună. Păi, băiatule, mă. Eu am de aia, dar memoarea mea când sună să-mi bag pula dacă pot să stai, te spari în mai de sunet. Dar nu îl scot acum telefonul, că dacă te scot, te curentează și pe tine. Ei! Ai tabletă. Ai nu știu gata. Vreau să pescat. Au ce zice în mintea mea, Wesley, să-mi bag pula de nu m-am uitat la triplu de la PC dacă face plamă. Oh, să trăiți, să trăiți. Să trăiți, să trăiți. Să salut. Nu pot, pula să acum. Ce-am spus, domnule? Ia cum îi faci telefonul ăsta, ia. Du-te mai încolo, ia. Ia uzi. Nu iau nimica. Ferească, Dumnezeu. Dar ce are de noi telefonul? Are boală pe el? A intrat la apă. Dar galoșii aia de unde v-ați dat? Care-și? Muiștii aia de picioare. Dorian Popa îl cheamă. Easy, easy. Easy? Easy-uri, da. Ferească. Ați dat și bani pe ei? Ați dat și bani pe ei? Nu, Popa gratis. Îmi faceți și mie, vă rog frumos, un control la mașinuța asta. Dar cum să nu? Cum vă numiți dumneavoastră, Mitruț? Hai, sincer. Termină. E bărbat în pula mea. Nu, dar nu... Tu iară ești prost. Are și livării, dacă vă rog frumos? O secundă, observ aici că aveți probleme ceva la caroserie și la motor. Ok. O menim? Da, domnule, da. Hai să o menim aici. Vreți o menire la buzunar acum? Te rupe. O, contează. 1 avem. Dom'le, fiți atent, reparația costă 104, da? Ok. Bun, și acum să-mi spuneți dumneavoastră ce trebuie să vă fac. Veniți pe rând, e 1. Altul vine 1, altul. Nu, nu are absolut nimic. Bun, atunci trebuie să vă îmbrăcați. Să părem că nu suntem de-ai voștri. Un CNP? Eu nu cred că n-am pus să mă... Pune cineva acolo, un rotund. Am luat decât asta, n-am luat costumul. Nu pun, domnule rotund. Nici nu-ți trebuie dacă ai mască aici. Că nici eu nu am. Ia, vedeți? Da, da. E ok? E super ok. Tu ce faci, mergi treaba? Mă, merge, merge. Vreau să fac o combinație cu tine. Colegi de 10 ori într-un loc și m-a spart. Face și noi combinația mea? Are rău tapărut. Să mă apresc un pic asta. O secundă. Face și noi un schimb de vreo 500 de dolari? 500 cu 500? Mhm. Stai să-ți aduc. Ma, misclic. Ce faci, mă? Misclic, mă, muie. Am vrut să-ți scot stația. Ioane, unde ești? Sau Dănuț? Suntem la... Sunt la livrat. Adă-mi și mie 500 de injecții, te rog. La mecanici. Eu? Da, da. Hai, mă... Nu cred că mai are. Ia, bă, să mă duc acasă. Răzgătoarea bună, cum ați făcut? Te duce un băiat, imediat. Mă găsește sus aici. Le duci, te rog frumos, la Diamant și le duci totul, te rog, să fie acolo, bine? Da, da. Mersi. Cât faci tu pe toată treaba asta, pe 500? Pe 500 de bucăți, cam undeva la porum 12.000 ceva. Cam așa și eu. Au găsit băieții locul unde topește aurul? Băi, tot în zona aia o să fie, doar că Dumnezeu.ro lucra la el și a uitat să-i dea drumul. Dar tot în zona aia o să fie. Aha. Vezi mă muie că nu mi-ai făcut transferul. Eu? Da. Hai că nu, bă, stai cu minte. Eu n-am, nu știu. Ai, da. Băi, nebune ăștia, mă, acum după bani, nu se mără. Păi de ce nu dai și noi un biju? Deja. Vrei să dai un biju? N-avem cuțit în pula mea. N-ai cuțit? Nu mi-au cuțit. N-am strâns de la mare. Tu cuțit de la mare. Care nu de ăsta? Dar cred că se poate crafta, nu? Nu, le-ai doar cu bitcoin-uri, dar... Că l-am. Da, de asta. Am unul, am cuțit. Ce vă mai trebuie cuțit? Dar n-avem macetă, mă, maceta trebuie luată. Macetă, da, aia, uiți, da, mă, si, ca să luăm ouul. Și un pistol. Armon avem, pistol avem o problemă. Trebuie doar o armă mare, atât. Un pistol. Ăsta ce pleacă cuțitul ăsta e cadou de la mitruța asta. Ia-mă. Auzi, mă, relax. Da. E pentru tine cadou de la Mitruț. Bă, de taci! Dar cine-i Mitruț ăsta? Cum cine-i Mitruț, mă? Bă, șeful de la mecanici, mă. Diamant, mă. Diamant. Armă mare. Armă mare am eu. Dar și eu vreau să viu. Ne-am uitat vestul. Fără muniție, oameni. Șeful de la soară. Aha. Aaaa! Prietenul tău ăla cu camionul. Aha. Ăla cu platforma. Voi știți că în viața asta cei mai buni prieteni îi faci dintr-o ceartă? Normal. Oriunde așa, oriunde. Da, bun. Bă, nu de fiecare dată. Macetă de aia. Jokere, ai niște bani de aia, șmechet. Mai am ceva. Și nu ne ieși nouă macetă, te rugăm? Nu știu cât costă aia. Păi mergi să vezi? Hai că mă duc acum. Salut, Mariane, salut. M-aș certa, dar n-am cu cine, mă. Și un cuțit. Lasă, ține-ți cuțitul. Ei, băiatule, vezi că o să vină Dănuț. Numai că vine cu Cadiu, până vine îl doare inima. A, nu e problemă. E și-o cumpărat, băieți. Unii și-o cumpăra mașini de la Cadiu să livreze lejer, știi? Am văzut, da. În papulă de nu am livrat, te mai ieși pe nas. Pola tine să-l locească? Da. N-am zis să vină. Las că acum câștigă pentru mine ăștia de la tiruri. Păi ți-am intrat bani, mă? Tot prețul, tată, eu n-am treabă. Cât tăi atâta plătesc, că asta este fiecare muncim pentru banii noștri. 5 tiruri și 5 șoferi. Dacă alții nu vor, să margă dincolo, adică e... Câți bani ți-am livrat? Eu aici vin mereu. Păi depinde de livrările care le fac ei. Zi în medie, cât îți face un șofer? Până în 200 de euro. A, mă cac pe ele, mai bine am plecat. Dacă mai ai nevoie după aia pe viitorul de treabă, când îți spui. Am că îl mai trebuie așa în colțuguri. Gen la fel, dar nu. Ăla de piele nu-mi place. Am înțeles. Te pup. Te pup, baba. Stai așa că revin. Băi, ce repede eu umblam în acutul în altă. O să mai ții două camioane? Ce era șmecher? Era șmecher așa, să coste primul șofer 500, al doilea 1000, al treilea 2000 și din 2 în 2, ori 2. 200 maceta. Și hai să o iei? Am. 5000 te costă, Dominic. Pe 5000. Ce e aia? Ah, ok. Bună, Cristino! N-am mai văzut-o pe nevastă mea pe live, am uitat de când. Care mergem la Bejdi? Eu am mers. Merg și eu la Bejdi. Să-mi schimba banii. Trebuie să-mi pun masca. Merg la livrat. Oricum am probleme cu poliții. Ioane, vii? Să vină și domă. Eu nu mă duc la șapă, mă. Ai vorbit, îl bași pe domă. Îl bași pe domă la înaintare. Asta. Ne întâlnim la casă, care vreți. lăsați-o în pula mea, stați că am mai putut și una de stânci. Mamă, ce cap am dat de bulan. Aoleu, doamne. Ziua, Nevila, șef? Da. Ești bine, mă? Păi? Nu mai stau mult. Nu face să mă doare capul. Da, da, bine. Bine. Vreau să te relax. M-a chemat să-i dau sirinci. Bă, astăzi e o zi specială, mă, fraților. Azi e ziua lui Alinuș. Și Gabori cu maceta. 2 ani de când eu mi-am luat permisul. Poți să tai și pula. Nu, nu, aia nu. Ai făcut și tu 2 ani? Da, da. 16 iulie am făcut 2 ani. Hai, mă, mergem să dăm. Mergem. Răbdare, să vedem care merge. Mulțumim, Cosmine, mulțumim. No, rămân aici la plus. Deci merg eu, tu și Giovanni. Ar trebui 4 la bine. Nu e adevărat, i-am dat în două. Da. Ia-l pe Creț, ia-l pe Dănuț. Ia pe Dănuț nu, Dănuț lăsați-l. Pe Dănuț și-o, pe Crețu, lăsați-l pe Crețu. Mersi, Mariane, mersi. Așa, dăm cu ușa în gură. Hai, Dănuț. Secundă, că trebuie să duc niște injecții. Da. Vezi că dăm jaf cu audio-ul tău. Ba, pula în gura ta. Coaie, ai încredere în mine, coaie, că... Da, mă, da. Coaie e mic și pot să mă strecor pe unde știu eu. Pe spate știe Dominic. Acum conduci să mă bată, mă, dacă nu rămâne fără roțier. Dacă zic că eu livram... chiar așa. Fii atent, dacă zic... că muriți. Ascultă, livra serin și a rămas fără roată la motor, coaie. Am înțeles. La motor? Ai auzit relax? Ce? Pun casa la bătaie că muriți. Nu, murim, scăpăm. Alo, da. Hai, salut. Poți să trimiți un om mai pe parcare sus. Pe parcare roșie? Facem iară, ne lași pe tunel și o luăm la fugă. De fapt nu, duc o mașină pe tunel. Vorbim, noi ne întâlnim și vorbim. Ok, ok, ok. Cât e prețul la bucată? Bă, nu știu, n-am făcut încă prețul. Hai că-ți dau asta așa pe fă-ți treaba, așa pe vorbim. Ok, ok, ok. Bun, salut. Hai, salutare. Ne întâlnim la casă sau? Nu, ai fost reducerea la mare. Păi nu, acum vreau să mă duc să duc. Bun, ia-le, du-le, dar înainte du-te pe parcarea roșie și am 50 de oțel preparat. Hai că până atunci vin și eu seringile astea și mă duc să dau mașină fără. Hai, noroc, băi. Salut. Face mie să mă plimb cu duba asta albă, bă, ca mea și... Bă, dar noi avem 3 polițiști. Da, bă, că e cu verde. Păi și nu-i de ajuns. Julie Robbery e verde. Ia întreabă și tu, Dominic, dacă putem da. Da, mă, se poate, o să... 4 din cromatii, 4 din pro... Lasă tu, nu mai pot începe. Auzi, Dominic? Da. Parcarea roșie la ce etaj? Ultimul. Mere treaba, băieți? Băi, eu am un șofer și un camion, e bine? Mai trebuie să cumpăr camionul. O să am, de exemplu, 2 șoferi și un camion și să fac amândoi pe unul? Auzi, parcarea de la... Am uitat când... Acum mi-am adus aminte. Parcarea de la showroom, sus, pe parcare. Da, pe parcarea de la showroom? Ok. Da. Ok, ok. Hai. Când, acum mi-am adus aminte, când ai spus tu parcarea roșie, mi-am zis, stai mă, că și asta tă roșie. Ok, parcarea de la showroom, bun. Da. Ok, salut, salut. Salut. Dănuț, parcarea de la showroom. băga mea și... Așa face și mentorul, zi, hai pe parcarea roșie. Mă ajut pe parcarea roșie, unde ești, mă? Pe parcarea de la showroom. Arde mare focul de lumină. Dacă vrei tu. Bă, dacă n-am amețit la cât am coborât și am urcat. Alo, da. Ce faci, viață? Bine, viață, tu? În spital? Stau de lucru la oameni. Vrei să vin după tine? Nu, că nu ce uitat atunci. Mă, mai las-o încă o rotură, bă, serios. Las cu mine. Bine. Da? Trebuie să rezolv aici cu medicamentele, că nu avem medicamente. Bă, da de cap. Ok. Merg, băieți, la distracție. Bine. La distracție. Unii-s la cules, alții-s la distracție. Mi-a închis telefonul, n-a spus. Bă, Giovanni! Da. Mi-a închis telefonul, n-a spus. No. Băi, băiat, mă... Femeile, du-te la spital pe steag, direct, cred că e ceva la mijloc. E, pula. Trebuie să-l sun pe Ernest. Bă, vin acasă acum. Ușor, pula, că mă mori, ușor. Ușor, că mă nenorocești. Când dacă cel erezi. Ione! Ione! Nu mai e cu noi, băi. Am înțeles. E pe perna dreapta. Am vrut să văd cât mă costă bugatul, probabil de mie. Eu. E prost rău oricum. E, mie îmi place. E frumos așa ca design, dar să-l conduci mai bine nu. Fuge urât de cură. Bă, ce-ori, bă? De ce aud poliția? Că trece târle pe lângă tine. Dă persoanele lumea de-l calc, îl trai de metăr. Dar nu mai urlană, sucule. Mamă, ce era să zic acum ce spun eu ție, dar sunt live și nu vreau să te audă pe live ce spun eu ție. Nu spune, dar nu spun eu ție ceva. Bună, pisică, bună. înapoi. Bună ție, ferește. Ce grasule! Pune-mi șampania! Mulțumim, mulțumim, pisică, mulțumim! La mulți ani, la Mogul, să fie sănătos, băinic! Mulți ani, să se mine pătasul la inteligență, nu știu, la prostie. Vrei șampanie? Eu nu sunt inteligent. Vrei șampanie? E, ai și tu partea ta. Vrei șampanie? Nică, da, oi. Care e ăsta, mă? Care e ăsta? Domnul medic, să trăi. Vrei șampanie? A, de aici. De pula. De pula. Nu beau toate. Te-au bugat eu? A, ok. Dacă te-au atunci... Băi, dar nu te supăra aici. Alimentezi farmaciile, ce faci tu? Vezi că pe treaba asta o duce bine el. Ce liniștit? Liniștit, numai să nu te prindă de 3 ori într-o zi. Salut, mă, duțule, salut! Am văzut că am înviat, am văzut că am înviat, Maria. Oricum nu știa cine umble pe acolo și le-am zis eu direct, domne, vând eu, vând, mă rog, dau la bolnavi. Ce cu cancer, mă? Panara, da. Citostatice. Ce? Citostatice, ăștia cu cancer. O, mă, le doi direct seringi, Jean. Așa le zice pula mea. A, mă, cum e ăsta? Da, da. Watch out. Bă, dar hai, dă-ne cuțitul. Da, unde grăbești, mă brac. Bine, acum caut masca. Și tu, mă, să mă îmbrac. Ia de acolo. Da, da. Ia. Ma. Te-am mai băgat eu în asta. Ce? Fraz. Mamă, mi-s cheltuit pe ăla, pula. Nu puteam să fac nimic, că s-a întâmplat ceva aici la mine pe masă și nu puteam să mai fac nimic. Nevoia nea mască, o las pe asta. Nu, nu, pune masca care trebuie. Pui masca care trebuie, tot aceeași mască, aceeași culoare. Dar n-am găsit-o. O găsești acolo, băieții, care îți zice codul. E 89. Cât? 89 sau ceva de genul pe acolo. Da. Dar dai la față, nu la cap. Cât e masca aia, coptele? Nu știu, 128. Ia, 121. Bă, dar eu n-am pistol, are ceva? Aoleu, coaie, deci că-i spera te-ai răbdare. Pui la 121. 128, nu 121. Am zis 128, dar nu se înțelege? Supă. Noapte bună, pisica. Să aveți o seară în continuare. La fel. V-am pupat și eu, ne auzim. Seară faină. Da. Cât mă costă bugatiul ăla? Nimica, ți-l dau. Dă-mi... Bugatiu. Unde ești să ți-l dau? Dă-mi... la muie. Na, la pula. Unde ești? Păi, dar nu e alu Cătălin, mă? E al meu, să-mi dea bucății. E-al tău. Dă el mă la omul. Dă-i la omul. Îl dau, îl dau. Îl dă, îl dă. Hai bă Ioane, ne auzi de mâine, pa. Da, da, salut. Bă, ești la casă, bă, unde sunteți? Ce faci? Acum, imediat ajung și eu. Hei, Tucu! E pâine, n-are nimica, dar... Adică, nu știu, am pus pâinea pe partea asta, de ce ai pus-o aici? Hai vă pup, noapte bună. Noapte bună. Noapte bună. Bună noapte. Trebuie aia de coadă, ești tău. Unde ești, Dominic? Ia, ia. La magazinul de haine. Înțeles, și când vii? Păi să-ți-mi place, Giovanni, zice-ți, hai zice-ți echipamentul. Păi gata. Să-și facă și un echipament, dar să aibă masca. Orice culoare masca, doar să ai o mască. Nu orice culoare, bă. Neagră cu auriu, nu orice culoare. Nu. Că pus acolo pe aplicații poze. Auzi, Dominic? M-auzi, Dominic? Nu. Vezi că mai am dat 1000 lui Cătă. Ca să știi. Transfer. Transfer după. Înainte transferul, că deja ai bani. Hai că mai am bani, nu știu ce-am făcut ei. Să trăiești seara bună. Cumpăra tiruri să produc alții bani pentru mine. Da, ești businessman tu. Bine, taci, mănâncă. Facem ceva în seara asta? Da, mergem la jaf. Dăm jaf. Unde sunteți? Să ne pregătim de să dăm jaf. Mă duc să mă schimb. Deci că s-a pus uniformă. Mamă! Eu stau, îmi dă 500 de euro. Bă, bune. Bă, puneți ai numai masca, că și eu mi-am pus ca tine, cum ai zis, numai masca. Unde sunteți? Casă. Ionuț, ai alimentat mașina? Are. Bun. Ce mașină plecați de acolo? Audi. Audi-ul de Ionuț. Okay. Nu cu mașina mea, cu Audi-ul de Ionuț. De ce? Mai bun ca ta? Nu, dar e îngustă. Și pot să mă împac pe unde vreau. Ok. 100% o să fie elicopter. Ce faci, Kingule? Cum ești? Hai, Kingule, la un pahar de șampanie. Cine ești? Băi, orături. Giovanni. Pute mașină, ochelari. Îți bag una, îți boară din... Calmați-vă, bă, că vă bage, vă stric. Unde ai pus-o la Dănuț? Unde ai pus-o celul? Stai, hai să ne dea și noi alea, ca să mergem la geapă. Depozitul unde sunt și săringile. Păi nu știu, nici habar n-ați îmi trebuie, sincer. Da. Hai pe haine să mă bat, amă. Din ce ai tu? Ce crezi tu, pula mea, nici nu știu. Aca, n-avem aca în pula mea. Trebuie neapărat aca? Da. Ia, dă-mi pistolul ăla. Ce pistol? N-ai pistol? Dă-i pistolul lui, că e de ăla cu atașament și poate că ăla poți să spargă la inele. Nu poți. Ba, ba, ba. Poți. Are extindătorul ăla. Dă-mi pistolul. Eu nu vă bateți. Ce? Nu știu. Dă-mi pistolul. Păi? Păi nu vă bateți. Vrei să-l pierzi? Mai trebuie să aibă un... Cine stă la negociat pistolul. Da, mână. Unde ai pus celul? În depozit unde sunt săgile. În garaj. Ok. Și mi-ai dat doar loc, Pigma? Deci ce vrei să mă dau? Nu știu. Termite, ai nevoie. Macheta o am eu și cuțit. Cuțit are el macheta, cuțit are și el, cuțit mai primi și tu. Dă-mi macheta. Bună. Macheta, nu cuțită. Asta? Da, macheta. Aia. Păi dă înapoi, mă. Să tai eu și tu faci... Ce să tai, mă, ce să tai? Că nu tai tablourile cu macheta. A, la tablouri dă, mă? Hai să mergem. Ce faci? Gata, nu mai coleg, am luat 500. Mulțumim. E cineva acolo cu tine? Iana și... cine mai e cu mine? Ai primit banii, domn? Eu. Și normal că vreau banii. Ai primit, nu? Ai primit, nu? Bă, de mi-am dobă, da. Hai să fac și eu. Nu erau prea puțin care se joacă. Bă, stai că am zis că merg cu mașina, nu dă-ți. Ar fi mișto să le faci tot faza de aseară. Aia e mai înaltă, nu știu dacă merge. Pot să scriu? Dar cum era la sindicat, mă? Să le ieși. Mulțumesc! Caminos. Bagă mâna, happy birthday to you. Bagă mâna. Ce, cât mai ai 2 poliței? O poliție să rezolvă repede. Văd că mergești cu 2. Trebuie să primim aprobare. Da, mă, tată, lasă-mă, te rog. Te pup, primești, te pup. La meta mai vine cineva, că am rămas cât eu cu MAV. Giori, haideți acasă, lăsați că mai culegem și mâine. Haideți acasă. Bine. Credeam că zici de noi, că noi aveam o statică, deja. Sunește pe primarul ăla care ți-a dat... ce ți-a dat în portbagaj și întreabă. Am sunat, nu răspunde. Asta e manevă. Da. Dacă nu încape, mergem, schimbăm. Mare stație. Giovanni. Da. Stația. Băgam ești. Dă-i poliție să fie. Cine negociază? Vezi că în funcție de cum negociezi, în funcție de treaba aia ai șanse să pleci de acolo fără nimic. Adică gen, fără să ai probleme, înțelegi? Fii pe Caterinca, fii pe, nu bătaie de joc. Caterinca frumoasă, o dumă frumoasă, nu avem bani, suntem săraci. Aveți să luăm și noi niște tablouri pentru cineva, dar fără să vă bate joc, mă. Fiți deștepți, mă, cu cât voi dați duma mai bună și vrăjala mai bună, cu atâta ei acceptă mai mult toată treaba asta. Deci să fiți atenți, să nu vă iei ostaticul, orice ar fi, să fiți atenți. Nu îi lăsați să se apropie de ostatic, nu îi lăsați să... Ai stat la casă, domn? Să mai dai 1000? Nu pe casă. Băi, dar nu-ți vezi că-ți pun un cuțit în portbagaj în caz de ceva. Sau nu, stai tu cu pistolul pe ei, de fapt. Cereți ostaticul și cereți pe ostatic, cale liberă și gata. Tu să stai în permanență, doar cu pistolul pe ostatic, atât. N-ai de unde știi, dar nu că dacă nu ții pistolul. Cum îi zice, dacă vede că nu ți arma pe el sau așa, intră peste tine. Braire, prostule, prostule. Place? Nu, nu-mi place, arată ca dracu. Ia stai numai un pic. Păi n-ai cum la pantaloni. Da. Ba, pe loc, ia putut. Zic. Ah, da. Uităm cartea de vizită. Acum ați dau. Vizitele se fac de la 11, doamna. Nu, la mine e gratis, că e de vă străveți. Înțeles. Aoleu. Aoleu, aoleu. Ia, care vine? S-am dat. Aveți idee cine... Da, așa că... Băi, poate îmi fură motorul. Aveți idee cine face ceva atașamente pentru pistol? Atașamente de pistol... Ceva, da, știu. Bine. O secundă să mă duc să mă uit, acolo am un bug. Da, ok. Mamă, cam știu. Aaaa, știu și eu, gata, știu unde. E Arisa sus? Cred că da. Da, mă, da, știu. Știm unde mai exact. Bă, ce te interesează? Avem culoarea ta preferată la mașină. Da? Revin imediat. Nu mai revin. Știu eu la ce număr e, mă. Ce tare-i dumneavoastră, revin imediat, nu mai revin. Fii atent, știi unde le găsești? Nu încărcător și chestii de-astea. Nu, presor și la astea te referi, nu? Am găsit tot de la la Z, tot. Păi ce te interesează? Ce te mai interesează? Eu fac badiu, tată, da. Da. Eu fac badiu și mă interesează cine face alte piese ca să fac computerul întreg. Asta era ideea. Da, știu. Cred că ce știi? Am o hârtie. Dom'le, mai întreabă o dată, mă, că spațiu polițist. Bărule. Să nu-i mai dispera, că după aia acum ajunge. Așa ai notat acolo la mine că băieții de la Bradla și catalanii ăia, ei iau. Ceva legat de pistol. Da, da. Bradva știu că au de la DB. Nu de la DB. Salut, salut. Hai să trăiți. Cu pastilele, nu? Băi, a fost o întrebare sau... Ce spus? Da, pe rând, veniți. Ai zis că putem merge, mă dai să... Handicapații mai întâi. Am întrebat. Terminați cu postile. Acum suntem prin oraș. Pe femeia asta pe aici. 10-20. Am nevoie de poliție, poliția, uite, să plimbă cu fetele. Oameni, Dumnezeule, măi, furtă, furtă. Ce zici, că te ocupi cu pistoale? La ce vreți dai unul? Încă nu știu, n-am făcut încă unul. Vreau să mă împoșc. N-am făcut încă niciunul. De-abia astăzi mi-am primit oțelul, știi? Păi de unde l-ați comandat? De la domnul, ai o secundă. De doastră Alex. Asta să trăiți, să trăiți. Ascultați. BMW-ul ăla roșu-albastru al cui? Nu știu, domnule, nu știu. Nu cunosc, nu cunosc. Nu suntem de aici. Ăla negru e bine? Da. Alu, domnișoara e. Noi nu suntem de aici, din oraș. Stați cu mine, domnule, că am plecat. Aia zic și eu. Cel mai degrabă dacă s-ar putea în jos în parcare. Acum aia acolo, ce nu să vă duc. Vă mulțumesc că anticipați, să rămână. Dar pot să întorc pe... Nu, că mă duc pe aici. Da, după doi. Unde-i mă, Arisa? Să fii la spital. Păi eu caut, dar mă prin tot spitalul să-mi bag picioarele. Dar ce jucările dă la ăștia, mă, vere, când noi avem două pistoale, mâncați. Să fac eu 1000 și transfer bani. Îi dăm? N-am auzit ce-a zis. Fac eu 1000 și-ți transfer banii. Faci 1000 și-mi transfer banii? 1000 ce? Da, faci tu 1000 de tine. Îți transfer banii. Lăsați dracu stația aia, că mă înțeleg aici cu femeia asta. Ai primit? Că trebuie să merg la gunoaie. M-a întrebat Șniță cum face și el rost de numărul cuiva de la sindicat să cumpere și ele niște carduri de alea ca să crafteze trusele. Păi eu zic că are acolo la guvern, pe domnul Leizi. Să uite pe serviciu. Ah, ok, și îl sună pe el. Îl sună pe domnul Leizi să vadă. Hai, pe va. Salut. Vorba între noi. Eu câștig 2000 de euro dacă vând o mașină, tată. Și să dau 6000 pe pastile. Bine, doamna directoare, imediat, David, no. Și vorbeți. Vă dați seama că eu dacă vând o mașină câștig 2000 de euro. Nici 2000, nici 2000. Este la mașină, nici 2000 de euro nu iau. Ce zice domnul ăsta? Păi 10 pastile cu 10 și 20 de bandaje, 6000 de euro. Operație. Mă duc să-mi cumpăr mașină, tată, pe banii aia. Nu-mi cumpăr mașină pe banii aia, ești nebun? Vorbiți cu domnii. Deci să rubărate, îți cam mari prețurile astea. Mamă, doamna directoare e gravidă, bă, stai, nu-l lua tare, cred să nu se intimidez. Să nu te iau eu tare, stai cu minte. Ia zi. Ia-uzi. Da, că mi-a trebuit mie. Te pui cu mine în gură? Nu, nu-ți dorești. Gata. Nu vreți, că eu fug singur pe casă când e nervoasă, nu vreți. Bun, prețurile încă nu sunt stabilite, deci nu e ceva bătut în cuie. Eu personal nu iau bani de aia. Na, le-am pus așa, e 500 de dolari, nu știu cât să pun momentan prețurile. Păi nu știu, eu știu că a venit, eu lucrez la dealer auto. Eu mai întâia numai un 0, știi? Față de cum erau înainte. Ok, deci, doamna doctor, taci băi acolo. Da, doctor. Directoare mai ales. Eu sunt director la dealerul de auto, eu dacă vând o mașină câștig maxim 2000 de euro. Vă dați seama, 6000 de euro dacă vă luați aici pe pastile, mă duc să-mi cumpăr două mașini. Vezi că a terminat orele, du-te și tu până la servici și ale. O să mă duc. Și faci tu schimb de numere cu el. Bine, fac. Păi, parcă dădeam numai câte 10 la oameni, da? 10 și 20 de bandaje. Bun, hai să zicem 10 bandaje, bun, păi da, mă, 10 bandaje 100, să fie. 100 de dolari e un bandaj, 200 de dolari e asta cum îi zice, pentru stres și 300 e înseamnă că dă. Înseamnă că dă, sunt foarte scumpe. Sunt foarte scumpe. Ieri a venit domnul președinte și cu șeful celălalt de la medic și a zis președintele 8 antistresul, 10 parcă sângerarea și $1 bandajul. Băi, mamă, cum s-a lipit de aia. Unde-i, mă? O să vă rog să luați legătura, pentru că aici în farmacie erau $8. Dai un 0 și 600. Așa da, e altceva. Păi vezi că n-ai calculat bine tu. Rămân numai eu fără benzină. Eu zic că nu se poate mai ieftin de atâta, sincer vă zic, adică cu cât să dau, că stau și eu și le fac acolo în spate, 100 de dolari, bandajul, 200 de dolari antistresul și 300 oxicotina, mie chiar nu mi se pare. Stă la maxim de la cafea. Pentru unii chiar sunt, gen la un job legal de-abia faci. Da, dar dai 1500 pe o stație, boss. Care 1500, că e 50 de dolari. Eu aici la mine la spital, 1500 de dolari. Păi n-a schimbat prețul. Păi nu s-a schimbat încă, dar e 50 de dolari o stație. 50 de dolari o stație la magazin. Eu am fost alaltă și am luat pastele, sincer, zic de aici, acum îți băieții cu 8 dolari, cu 3 dolari și cu... Păi da, 8 dolari, 3 dolari. Îți se schimbe și ție prețurile acolo. Ei, ăla e echivalentul, 8 dolari e echivalentul la 10.000. Nu știu, nu. Păi eu să le bag, cred că le bag cu 10 dolari, 20 de dolari și 30 de dolari. Așa da, așa totuși funcționează, așa da. Și atunci când se ia câte 10 oricum se simte. Știu că eu am deja vreo 300 de mii, nu știu de voi. Și eventual trebuie să te ajute un picuț și pe tine cu, dacă îți ia prea mult timp la făcut. Să te ajute un picuț, adică cu timpul ăla. E logic. Știi ce zic? Da. Eu am pierdut o comandă de pastile cu toată nebunia asta. Da, te cred. Trebuie să ducă bani de acasă ea. Mă las pe lept. Da, pe naibă. Are balta pește. Are balta pește, a? Nu, păi fii prețul așa pe 10, 20, 30 de dolari. Bun, plătește-ți bă pastilele. Păi atunci mai tai câți de 0 mai trebuia? Era 6000, mai tai 2 de 0, nu? Sau... 600. Da. 600 atunci. 600, faceți una acolo pe 52. Am înțeles. Pe jos, nu vă mai știți mașină. Asta e altceva, doar. Hai că după aia vă ajungeți voi la un numitor comun să fie bine pentru toată lumea. Nu, eu numai ce le-am făcut știi, că nu știam exact cât să pun. Am zis că oricum nu rămân astea stabile. Trebuia să vorbești cu primarul să văd ce și cum. Să vii, te rog, mai încoace lângă mine. Bă, dar static a rămas acolo de Giovanni după el. Aoleu. Asta-i faza, că echivalentul a 1000 e 1 milion în banii vechi și venea 6 milioane. Taci, am de capatule, cum faci de râs. Ia volumele, hai să mergem. Cum îl iau în brațe? Nu, bă, ce pula mea, bă. Du-te ia să așa. Bă, vino, mă. Haide. Cine, mă? De care? De toate. Că am durere, am stres, am probleme. Tot la fel ca și la colegul sau? Da, fără... da, tot la fel. Tot la fel. Așa, cu pachet complet. Zi-mă, GNP, te rog. Alo? Te sun eu mai târziu. Vă dau niște bani împrumut, băieți? Da, da. Cu camătă. Vă dau cu camătă, de grav. Dacă vrei îți dau și eu cam 100 și ceva de mii. Am bani, dărule, de mă scot afară din casă. Da, da, de-aia, auzi. De-aia ai zis că faci numai 2000 la o mașină. Bă, ce-i drept, bă, acum pe bune, ăla e sărac ăla. Are 6000 toți banii, dar noi avem bani. Noi întoarcem cu lopata. Noi întoarcem cu lopata, el îi ridică. Ridică și lasă după. Oricum prețurile sunt așa pentru început, că nu oamenii încep să aibă bani, trebuie să fac și eu. Mă, coaie, dar e ușa de la safe deschisă, pe ouă e acolo. Păi atunci ridicăm și la din la fel. De ce nu respectăm? Coaie, nu am stat înăuntru. Dacă vă arăt mașinile din garaj, faceți aici toți infarct. Iar o să dă am stat înăuntru și am așteptat să aibă primuți. Deja vine. Apucați-vă de treabă. Nu, mă, nu, aveți răbdare. Veniți, mă, în față. Cum vorbesc de rău prostii. Unii dintre ei chiar ar vrea să fie tătici. Ce aveți? Două mașini. Ce pula? V-am zis că dacă intrăm ei și aia afară, să stea unul cu cuțitul lângă el și ăla cu pistolul să iasă afară să ne încălțim. Giovanni, intră în bancă, nu mai negocia tu. Tata a zis să scoate, a sunat așa un ceva. Păi, dar ce vorbești tu cu ei? Du-te, începe să furi. Doamna directoare, dar cine-i tăticul ăsta mic? Uite-l lângă mine, nu-l vezi? Aoleu, aoleu. Mă scuzați pe mine. Trebuie să plec, tocmai mi-am amintit că am uitat alea pe foc. Hai să mergem, haideți să mergem. Are manule! S-a uitat mâncarea pe foc, mă? Voi trebuie să aspir în apartament. Pe mine m-a sunat mama, a zis că trebuie să-i duc un borcantă dacă o să. Uitați mă că nu v-a omorât nimeni, ce aveți. Castraveți murați. Castraveți murați, dacă o să, că trebuie să-i duc. N-a știu că doamna David e nevasta mea? Trebuie să știu. Da, unde? Acum știu. Bă, domnul, de acolo. Eu știam că ai mai multe femei, nu că ai doar una. Ia uzi, stai că am o treabă cu domnul ăsta de la farmacie. Hai, bă, lăsați-vă poveștile, hai! Vale de aici! Au! Ei, dacă îți dau una aici la ureche... Ia uite câte femei acolo. Bă, ia uite câte... Ia femei, hai pe ele! Nu mere farmacia. Costi de la Malu, salut cu respect, salut, salut. Malu, uai! Malu, uai! Ce zici? Că nu-i merge cu ce trebuie. Știu. Stai că ne... Dumnezeu pe un dron ne scrie. Puterea minții... Acum. E terminat că vine un mesaj lung. Mă dau mai în spate să-l văd. Asta bă că scoate prostul pe gură, nu știu de ce zic asta. 2-10, 10-4. Ia! M-auziți? Dacă ai venit lângă mine, vezi? Ia vezi? Dacă ai venit lângă mine? Să trăiți! Dracu gură! Domnule, sunteți cam șifonat la cam așa. Sunteți cam șifonat la cam așa. Stai că vreau să-l pun un pic. Hai da! Pastile, voi le vedeți? Nu, nu, numele magazinul. Eu când închid ochii nu mai văd. Ah, la fel și eu, nu știu de ce. Stai. Ia stai, pe loc, stai pe loc. Nu urcați mai mult, alo, nu urcați mai mult, că faceți febră la gât. Împingeam și eu în o parte. Trebuia să vă jos, nu mai rog cu sus. Da, nu merge. Merge vorule, că n-are picioare. Ia, vezi? Hai da! Iha! Hai da-ți, doamnelu! M-a luat... Bă, m-a furat, bă! Hai, ia-mă! Ce-o furat de la mine! Hai, zi! Hai, bă, zero! Da, bă, nebunule! Băi, că a rămas încordat! Mi s-a lepit spina! Stai tot cum eu, tot cu mușchiul ăla! A rămas cu mâna splină! Aoleu, păi trebuie să-i pun corset, să vină... Nu, las, că mi-a revenit, lasă! Nu știu fel de probleme! Păi, se poate sparge asta? Dă-i, hai să lucrăm la ea. Nu putem să preparăm aici. Să-mi țin și mie dacă merge. Oprește muzica, bă, alo! Am întins-o, alo, nu i-am pus că ai minuțul. Ce te uiți așa? David, Alin. David, Dominic. Ia vezi, zice ceva? Iată, stai, acum am umplut buzunarele. Vezi că te repar acolo, vorule, că uite, iese un pic de scântei pe acolo, gata, mă. Gata, hai de aici. Nu stau. Vorule, hai de acolo. Hai de văd acolo. Stai în față aici. Vrei să nu iei microfonul în gură, vorule? Hai ce te crețule? Haide. Can you hear me? Mm-hmm. Okay, please check. I check now. Please check this guy if he have something to sell. Yeah, we have. 8.5 cu 3. Bun. It's good price? Mm-hmm. For me it's good. For lady maybe it's not good. Why? Can you tell me how much it wanna Vito? 300 forints. Too much. Taie din ele de le dracu, că mi-ai scungurește. Because the prețul want to buy one. I understand. Do you speak English? Little bit. 50-50. This price is not good. Why? I have 10, 20 and 30. Where? In my application to my site. To medical site. So you want like this? Is 10 oxycodone, is 10 oxycodone, 20, no, 10 the bandage, 20 is the healthy and 30 is oxycodone. Oare dacă îmi bagi limba în gură, învăț și eu engleză așa bine? Ok, give me a second, I'm gonna update the prices. Ok, thank you. Bună ziua, să trăiți de la ProTV. Doriți 100 de euro sau îi dublăm și de la următoarea persoană? Îi dublăm și de la următoarea persoană. Hai, mă, vă mulțumesc, la revedere, hai, următorul. Mai sunt persoane aici. Mai sunt persoane aici, ia vezi. Domnul președinte, doriți 200 de euro sau îi dublăm și de la următoarea persoană? Dacă 200 de euro dublează și dă-mi mie. Nu se poate. Ori luați aia 200 de euro, Ori refuzat și noi dublăm și dăm la următoarea persoană 400. Auzi, dublații, mergeți la următoarea persoană, dar când la ultimul veniți la mine. Ah. Nimeni nu o să știe niciodată când e ultimul. Trebuie să-mi răspundeți la o întrebare. Că doriți bani, trebuie să răspundeți la o întrebare. Păi hai să mergem să facem, hai să-i dublăm. Deci doriți să-i luați sau-i dublăm? Puneți întrebare. Unde e mingea când e în poartă? Întrebări. Întrebare. 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 Capcană. Păi întrebare. Nu, nu. Mingea, întrebări. E întrebare. Nu întrebarea asta, băi, handicapatul. Întrebarea asta. Stai că mai aveam noi întrebare. Câți ani are Ion Ilescu? Câți ani are Ion Ilescu? Aduce. 68. 68. Greșit. Hai că da. Hai să mergem. Următorul. 90. Avem 400. Bun. Please check again. Again. How much is that Vito? Vita. Yeah, this is good. I'm usually selling with 30. 30? But for your friend is 25. 25? 25, please. 25, da? Yes. The luxury one. Mm-hmm. Okay. Maybe you can give it to me and bring to... No problem. My friend. Bă, mi-aș pula că mi-ar umbli în gură cu tătul. Doamne Dumnezeule, mai pută sfântă. Crețule, citește. E bine? Mhm. Îți trimite acum. Da, da, când poate, nu e ok. Mersi mult. Cu drag. Bă, ne auzim, salut. Ce bune mi-erau banii aia mie, umet. Au. Bună. Bună, domnule. Bună, bună. No. Asta e. Na, când e, poți să venim, bine? Iubita. Bine, bine, te aștept. Na, bine, te pup și sacine ușoară. Mulțumesc, mulțumesc. Am și minte ce pastele de la testuri. Tucu, hai să vezi ce a făcut sugatul ăsta. Hai să vezi ce a făcut sugatul ăsta. O trimit 100 de lire. Cine? Nu știu, întreabă-l tu pentru ce. Mulțumesc. Crețu. Da. Băi, tu ești în tură? Nu. Da, cum nu? Mulțumesc, Crețu, de înjucurătate. Bă, Măriară, te-am trimis și eu un mesaj, nu l-ai văzut? N-aud. Legion! 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 Alo, da. Hai acasă să vedem ce-am luat. Gata? Uite-te și tu la ăsta. Alo, unde te crezi aici? Domnul. Este altă ceva aici, doamnă. Domne, ferește. Trebuie mai afară. Ai vii acasă cu mine? Trebuie ce-o lua băieții? Hai că vei. Hai, te aștept în parcare. Hai. Mersi mă, Crețu, îți dai-mi dus sănătate eu. Bă, mă auzi sau vorbesc singur? Ce auzi? Credeți că dau mașina la Rita și până acasă nu face varba? Ce-o păți, Pitica? Alo, da. Banii? Poftim? E banii? Nu m-am uitat, sincer. Bun, ne auzim. Primi, nu? Așa. Da, cred că da, că am 200.000. Am primit 10.000. Ok. Am făcut un familie. Vezi că dacă aflu, că știi că aflu, că am de unde să aflu, că faci manevre, ne supărăm. Nu fac nici manevră, crezi că mi-ar trimite manevră, ți-o trimit toți banii mei din cont. Nu trebuie să-mi trimiți banii din cont, că munca ta muncită de tine. Dacă zici că fac manevre. Nu mă, nu, am zis că dacă, nu că fac, dacă faci. Hai, ne auzim acasă, că vin și eu imediat. Salut, salut. Credeți, bă, că dacă dau mașina până acasă mi-o face prăpăd? Dacă iau cureaua. Aia e? Doamna David, în parcare jos sunt, la subteran. Bine, bine. Hai, dracului. Nu se joacă cu tine? Și de Dominic? Nimeni. Hai aici, la tati, nu scau. Hai aici. Nu ai scurea, tati. Hai să-ți dau cheia să merg cu asta, ca să vreau să duc duba la... Să duc... Mă auzi? Mhm. Îi duc duba la Dănuț și eu acasă. Dar e la pădure. Da, mi-aș pune. Stați-o, Joe! Stați-o! E bine. Mame. Uite, tati. Lasă-l ce când ai peste poliție, tu. Unde merge mașina ta? Mașina aici. Asta aici. Asta aici. Tati! Tati! Stai un picuț. Unde? Du-te parchează. Parchează tu. Na, cum o pun? Ușor. E trei armămoare, dar asta avea armămoare și n-au zis. Da. Nu vă ajung. Trebuie ca. Trebuie să trebuie. Pistolul ăla, n-ai reușit să faci nimic cu el? Mi-l bag în cură. Îmi dă-l înapoi. Bun. Ou. L-am mâncat când era foame. Bun, da. O ieși Kinder din el. Da. E acolo în steș. În steș? Da. Ați putut lua statuetă ceva? Da, toate. Bravo. Palele cu mâna goală. Da? O, ce grăbești. Ceva nu e ok? Ce nu e? E ok. Așteptam ca să treacă ei, să-mi dau pe. A, ok. Unde ai pus? Jos de tot. Pula mea. A, mă, pula. Telefonul tău. Nu ți deblochezi tot. Ce-mi place, pula. Mamă, câte tablouri cu aie. Păi de unde e ouă? Am pizda. Ați furat ouă. Bă, unde e ouă? Dominic, ai luat tu ouă? Da, măi, la mine. A, m-am speriat. Băi. Pula cât costă? Da. Ce zici? Cât costă ăla? Nu știu, stai că sunăm acum. 1.200.000, vezi? Hai că 1.000.000! Vreo 45.000 cât costă. Bă, dar de ce morți mă te dai mine și-mi dai acela? Tu-ți rasa mă. Hai cu răspuns dacă e ceva. Tu care ești, mă? Trebuie, domnule Lezi. Alo, da. Am și o întrebare strategică. La cum ați oftat? E gravă. La cum ați oftat, mă aștept. Am o întrebare strategică, dacă am înțeles ce vreau să zic. Am un nou de vânzare și niște statuete și niște tablouri. Nasol. E bun. Aveți idee unde le pot vinde? Le puteți vinde la sindicat dacă vreți. Nu. Sau un alt loc. Sau la loc, da. Și Așa pe sărăție, cam unde au mai mulți bani? Același, practic, dar bine, la mine e taxa de 20%. Cu cât se vinde ouă ăla, dacă nu vă spălați? Păi nu știu, dacă mi-l duc, o să-ți spun prețul. Dacă vi-l aduc? Îmi duci tot ce ai, ți le bag, ți le verific la preț și spun. Dacă vrei bine, dacă nu, multă baftă. Da, 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 înțeleg, înțeleg. Sper să fie într-un ceas bun. Adică? Să aveți numai beneficii. Ce ai făcut, domnișoară? Să fie ou cu surprize sau ce? E posibil, poate ai, poate găsești înăuntru încă un ou. Stai să le iau și eu pe colegul ăsta să mă ducă până sus la sindicat. E liberă? Da, bun, atunci vin cu ele acolo și vedem ce și cum. Da, așa să spun. Vii sus? Da. Bă, hai să arăt nouă. Nu tu, bro, vorbesc la telefon, să iartă-mă pe mine. Vin, vin, vin. Da, ți-am pus, du-te acolo pe GPS, te rog. Le bag astea într-o mașină și vin în sus. Poți să te grăbești un pic, da. Bun, bine, Dominic. Bun, sănătate. Aștept sus, te-am pupat. Luați-vă. Scoate-și mie duba aia. Da, acum. Dar nu știu unde-i. Nu contează, nu contează. Veniți tot acasă, mă rog? Cum? Îți duc... Cine-i în garaj? E careva în garaj? Da, eu. Eu sunt în garaj. Aduceți toate tablourile și băgați-le aici la Dănuț, că merem să ducem la sindicat să vedem cât luăm pe ele. Le-am băgat la tine acolo. Du-te și ale și le bagă. Arisa unde e? A plecat cu motorul. Ce? Zic că a plecat cu... A plecat cu motorul, mă. Unde o mers? Eu cred că l-a scudat, nu mai zic. Ce? Ce? Ați luat careva tablourile de aici? Le-am luat eu, l-am băgat în doba. Nu te autocar. Băi, băiatule, mă. Nu, nu. Hai, fii tu. Hai, Dănuț. Acum m-am dus și eu. Urcă-te. Uite-ți, bă, și o mașină normală, mă. Luați o mașină. Păi stai că și aia e o mașină de gang și vin. Bă, să-mi dai maceta înapoi. Ce macetă? Mă, lasă că merem noi. Lasă că merem noi cu transportul ăsta să vedem ce și cum și apoi. Unde mergem? Pine pe la joapă să... Da. Bă, dar mult vorbește ăla, mă lăsa să conduc deloc. Mă zicea, fă dreapta, mă, nu, pe aici, pe aici! A, Joker? Da. Hai. Cine l-a din spate? Joker. Vrei să scăpăm de el? Nu. Că nu crezi, eu am bun cu ei. Să vezi că să scap de el cu mașina, să fug. Sunt în spate, nu vă speriați. Doar un tâmpit poate să vină în spate. Băi, ce bătaie dau la femeia asta? Naște! Ce? Băi! Ce s-a întâmplat? Cine a murit? Mă duc stâlpul mai repede ca mașina. Și eu cu stâlpul ăla de lemn, ce pula mea era, mă, în capul meu. Vezi că l-am pierdut pe ăla? A, nu l-am pierdut. Ce zici, Jocere, conduce bine copilul? Bă, e ok. Bă. Bă. Binișor. E bine că și audio ăla se ține mișto rău pe drum. Care e mai bun, audio tău sau audio ăla? Audio ăla, jos pălăria. Zic, copile, ce e mai bun, audio sau celălalt? Audio meu, dar aia am luat-o așa că e mică și pot să mă strecor. Că n-am băgat. Trebuia să le faci faza aia de unde intram cu cu Sultanul RS. Pe la Beni? Pe la Beni, pe dincolo. Acolo mergem pe la Beni. La Beni nu cap, era să mă blochez acolo. Ah, ok. Doar până la acolo spate, unde e șeful ăla? Am văzut, am văzut. Băi, dacă mă bag între voi, să trăiți. Hai să trăiți. Bună ziua și bine v-am găsit. Bună ziua. Revenit. Hai să crești mare. Bine, revenim. Stați un pic stația, vă rog. Lăsați mă un pic stația, mă. Hai să o aruncăm de-o drept. Vă salut. Hai să trăiți. Aveți un bagaj de la după cam tot ce avem. Poftim? Aveți în bagajul de la dubă, cam tot ce avem. Aoleo. Al dracu, că valorosul ăsta n-a putut să-l iau. Ce tai că-ți las un telefon aici să-l iau mai târziu. Nu mă mai sună nimeni, dai dracu. Auzi. Băi, băi, bă, alu, mai ieși cu telefonul ăla că-i cânt două tablouri din astea. Auzi, acum nu mai cumpărăm eu telefonul, nu mai ai nevoie de el, hă? Am rupt, Vodafone-ul-i pistol cu apă pe lângă ceamă de ce. Haideți mă băieți în auto, hai să bei și voi o cafea. Haideți, doamne. Am ochiala mele, bine o cafea. Beautor aveți pe aici? Se fumează în auto. Dar din contact, că rămâneți fără benzină. Doamne, pe dumneavoastră dau drumul la ventilație. Du-te auto. Hai că te-am omenit acum, nu trebuie să-mi dai și mie vreo 500 de lei de aici. Asta zic. Vai, mamă. Păi dar nu mă uiți eu ce vi-l dau să-l beți, măi. Păi nu mai bem nimic. Păi nu mai bem. Lasă, că bem mâine. Avem și noi acasă. Apă, de la chiuvetă. E pe sărăchie la noi, domnule. Ma. Opa. Bip. Băi, ce faceți, măi, băi? Ai de capul. Domnul m-a reșinat. Păi, cred că aveți senzori de aia de șum și l-am puteat. Eu aici era să zic. Lasă-mă în pace, era să zic că am senzor de fraier. Da, așa cum te uiți, zi acum. Zi acum. Ce-i aveam niște treburi de spital acum, vin înapoi acasă. Păi îți las indicat sus, revin imediat, bine? Așteaptă-mă acasă. Și când mai pleci mai zic că mă panichez. Am întrebat unde e Arisa și eu zis copilul, naște. Ce? Drumuri și poduri. Băi, băiatul. Cine naște? Bun, așteaptă-ne acasă că venim și noi repede. Dacă plătiți bine, venim. Bine, nu mai sta dată în morții lui spital, că mai nenorocit cu spitalul. Da, ce să fac acasă, frate? Am zis că vin și eu repede, îmi calculează ce-o lua băieții de la distracție și gata. Am luat o groapă și am ajuns la dracu. Dintre păstați și iau pe George, bine, faceți-vă îmbrăcăminte ca lumea. Faceți-vă. N-am chef. Domnul, n-ai chef. Îl pot ajuta pe Giovanni să ajungă cumva înapoi? S-a împiedicat de o groapă. Am făcut cu tirul, am făcut 113 pe mii. Du-te înapoi în partea aia. Ce faci? Bine, domnule. Luați un loc aici, mă duc să verific asta și vin și vă spun. Sigur, sigur. Bun. V-am pupat, revin. Numai bine. De la pale adevărate sau pale false? Tablourile. Nu știu. Bă, dar a zis că ne dă și nouă cafea, ceva. Ce dracu ne-a dat? Tu vrei să-ți ia banii, în gură. N-au 500.000 pentru whisky, pentru cafea, pentru nebun. Giovanni are nevoie de ajutor. E aici, mă. Unde-i? A, uite-l. O pățit ca băiatul din portbagaj. Ce ochi roșii ai? Am mers să fac și eu ceva la baie. Tot așa s-o dus. Am fost și eu până la baie. Auzi ce a zis domnul, care e senzor de fraier și când te-a văzut te-a scos afară. S-o ia la mână, domnul. Bă, trebuie să căutăm locația unde se vând astea. Ce? Să căutăm locația unde se vând astea. Astea se vând? Da. Serios? Da, ma, undeva se vând, trebuie căutată. Trebuie gândit logic, trebuie gândit logic. Unde merge cu așa ceva? Să se merite. Știi unde merge cu așa ceva? Alo, da. Cred că tablourile alea nu le dai la mine. Păi? Nu, mi-apare aici să le vând. Înțelegi? O idee unde aș putea să le vând? Statuete, ou... Îți trimit banii, domn. Da, statuetele și ou vine 8900, din care scazi 20%. Adică din 8900, cât e 20%? 10% e 890, nu? Mhm. 1800. Ok. Ce fac? Le lași sau ți le dau toate înapoi? Las-le acum, asta este, dai bani aici la băieți și asta este. Să mă gândesc unde vând tablourile alea. Ne pun la vânzare. Nu m-aș grăbi cu vândutul de tablouri. Ok, am înțeles. Ei, nu știi că dacă sunt vechite, îți mai valoros? Da. Bun. Atunci vă aștept aici, în salon. Statuetele și alea s-au dus, doar. Dar unde suntem, la spa? Ou și statuetele 8.000 și ceva. Puțin. Serios? Mhm. Puțin rău. Mai bine mă duc dracu și dau bancă, că îmi dă și bani murdari de 9.000 și... Fii atent. Bingouri. Dar tablourile nu se vând, tablourile să le dea înapoi și tablourile să le ținem. Să le țin, că un tablou mai vechi e mai scump, înțelegi ideea? Înțeles. Primit? Îți faci patul ăla, să rog mai des, că dacă știam, luam și bijuteriile de acolo, dar n-am știut că trebuie armă mare. Alo, da. Am trimis iar cu 10. La băiatul din spatele nostru, la roșu. Bun. Ne vedem acasă. Am radu. Eu și eu ce aveam poziția aia. 1 de 6. Oh, mi-e fute la urât, mă. Poziția o vrut să o iei de mai multe ori. Bun. Hai să-ți pun și restul înapoi. Ok. O bună cafea, mulțumim. Fii sărătoși. Mamă, s-a rupt ușa. Sărăchie. Ăștia cu... Au ce ușe în cap mi-ai dat. Ăștia cu... Mi-a dat 7000. Ăștia cu intrările iurea, să aibă grijă. 7000. Aveți grijă la sânge. 7100, bă, nu fi nesimțit. Hai, zic că trage pe dreapta. Mamă, ciurus ăsta. Ala, sunt bun? Da, mă, dai bun, Nicola. Hai de la pola, bă. Băi, dar n-a zis 8000. Totuși, dar maceta mi-a unde. Da, mă, au zis 8000, dar 20% este... lasă la sindicat. 8900 au fost totalul, din care 20% rămâne la sindicat, e 7100. Calculele mele astea mai proaste. Caro 8000 de euro. Mi-am făcut 18.000, am făcut. Da, dar mai aveți tablourile, adică... O să murim cu ele. Bă, n-ar fi ideea era. Care se împiedică? Niciunul. Dacă venim aici, că nu sunteți acasă, ce se întâmplă? Nimic. Dar ce cu mersul ăla la tine, mă? Are un furung între, are un furung între but și de aia umblă așa. Are treabă la toilet. Bă, stai să spun ce am contact, că ți-am luat-o. Ce grăbi sunt. Dă-te jos, mă, pui de coară. Dacă sunt și noi grăbi. Pantalon și... Dă-te jos. Bă, care m-au ars de telefon de aici? Care l-ați ars? Mai iau un tablou să-mi bag bula. Noi vă dăm telefonul, noi apoi nu e problemă. Vi-l dau pe al meu, nu e problemă. Nu, îl dau pe al meu. Bă, am găsit bricheta, bă. Uitați, telefon. Dă-te-i nariba. Mă, tu puteai să faci din asta. Doamne Dumnezeu, ne scuzați. Îți mai trebuie bricheta, dacă am găsit-o. Haide, îmi dau seama că numai tu poți să-mi găsit. Am găsit bricheta, îți mai trebuie? Hai, mă, nu. Centura, acum murim. Atențiune, intră mă măta, ceaca, ceaca, ceaca. Ce bă? Calcă, Ioane. Ei urmă. Ce prăjit. Da, am zis așa la mișto cu aina. Hai că da. Ce ratat ești. Mai bine ziceai Gigel? Marcelinho. Mitruț. Dacă se riba, ce se întâmplă? Trămâta. Ceaca, 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 ceaca. Cred că ne duce pe stânga. Ar pe aici, pe față, pe stânga, hop. No balls, pussy. Sunt nebun pe disturi cu Duba. Care, pe unde sunteți? Plecare livrat. Saca, în garaj. Eu cu Crețu am fost până la tiruri, de mi-am luat și eu două acolo. A, faci și tu afaceri, a? Da, da. 5. Băi, mama, scoat farul. La jos. Așa, dar parchează, mă, ia încerc să o parchez. Păi da, și... o să parcheză. Știu, dar nu-mi bagi cu tablourile. Da, mă, da. Noapte bună, Wesley, noapte bună. Dănuț, când ești liber să vii până în garaj la mine. Păi are treabă, unde suflă mie roata la mașină. Mai rămas până acolo? Dă-te dreapta pe el. Am zis când termină. Le ia cu grijă. Le ia cu grijă, să nu le rupi. Alo, da? Auzi, fă-mi și mie un transfer de 50.000. Acum. Petrușniță, boalea, 20. Ușor, mă. La 50 am zis, nu 20. Păi da, dar costă 50.000. Cât? 20. N-are cum, mă, n-are cum să aibă așa preț. Stai că mă duc să vorbesc eu. Deci să mă aștepte acolo, că vin acolo. Hai sus! Na. Hai că vin acum. Stai, mă, prostă. Bun, s-a luat. Pleca, nu mai dă. Ce la ta. Hai că v-am lăsat, băieții. Noapte bună, noapte bună. Și fetele, bineînțeles. Noapte bună, blondule. Noapte bună. La spital, du-mă, mă. Spital? Da, da. Unde ești, Maverick? De acolo. Vă da la Lisa 50.000. Și eu cât cu aia? Păi pentru 50.000 muncim. Păi, ce vorbește asta, mă, frate? Că eu am 100.000 și am livrat în continuu, în pula mea. Bine. La te-o râdeam. Ia. Pică stâlp. Ia. Am voie să parchez aici? Stai pe loc. Uite la acolo. Uite, îi vă părul ăla blond, l-ai văzut? Nici jocul nu duce, adevărat. Îmi bat piciorul. De-aia vreau să discut cu el. Bun. A. Te salut. Hai aici în sala de mese. Mergeți la parter, că se aude. Sau la parter. Mergeți la parter, că se aude. Bun, asta vreau prima dată să vorbesc cu tine. Da. Stai că m-a dus la parter dacă e. La subsol! La subsol, la dracu să mă ia. Hai acolo în colțul. Da. Am lovit tu ăsta, mă doare. Da, așteaptă puțin, că am puțină treabă. Așa. Bun. Da, așa că nu-mi dau seama. Cred că acum țipi. Nu strigă, nu sunt. Da, dar nu văd. Nu le văd. Pe 7. E bun. Așa. Bun. Ideea e că prețurile la astea momentan încă nu le-am schimbat și mă gândisem prima dată la 5.000, dar am zis că e prea mult. Hai să le lăsăm la 500 ca să fie mai ok. Ok? Ok. Ce îi făcusem ei cu 2500 era de început, vreau să văd, dar nu. Mi se pare cam mult. Atunci hai să le lăsăm la 500. Păi 50 și niște mii, știi cât lucru eu de 50.000? Da, te cred. Bun. De-aia ziceam că nu vreau să pice pe mâna oricui, știi? Că totuși e vorba despre niște chestii care... Dar 50 am cerut. Mie asta mi-a zis 20. Asta mi-a zis 20. Am 30 la mine dacă vrei. Stai că îți dau 30. Că nu mai am VIP carduri, știi? Că eu cu astea le fac. Și asta e și mai greu, că nu pot să, nu știu de unde să fac rost de asta. Nu te superi. Pe astea le-am luat de la anumiți oameni, na, de la angajați. Am și eu 400 acasă dacă nu mă înșel. Bun. Nu știu. Eu le-am luat de la angajați, na. Au vrut să mă ajute, eu la urma urmei i-ajut și eu pe ei. Deci cât dau peste 30? Păi 500 ori 30 vine 1500. Păi mai bine să fac o factură. Nu vrei să dau banii direct? Nu, vreau să intre în firmă. Ah, ok. Bun, fă-mi factură, tată. Da, așa. Zi-mi tu un CNP. 24. Mai calculează odată, să fii sigur. 15.000, e 15.000, că am calculatorul în față. Ok. Bun. Nu mai vreau să-l dau fără un 0. Bun, ideea e că eu astea încă vreau să le gândesc puțin pentru că, ți-am zis, VIP cardurile alea fac destul de greu rost de ele și nici nu vreau să pice pe mâna oricui pentru că, na, astea se folosesc, da, astea se folosesc și pentru alte scopuri, știi? Nu, pentru ce? Păi pentru alea, doar pentru alea, dar, na, alea dacă pică în mâna cui nu trebuie, nu e ok. Am înțeles. Păi mie la pistoane, și... eu vreau să dau cel puțin o lună de amuncolo, o lună de mintea noastră, da? Doar pistoane vreau să dau afară. Dacă noi cautem arme mari afară, la fel v-ați cautat și poliția și e ok. Asta e cel mai ok, să începem cu arme mici, să ținem foarte mult timp de ele și... Da, ideea e că doar ne gândim așa, o să-i vezi în 2 zile pe ea, pe toți, cu arme mari. Care face treaba asta, o să avem un pic grijă de ei. Eu o să vorbesc și cu cei de la Crips pentru că sunt reprezentant al lor și o să am o discuție cu ei. Să-mi dai și mie un număr de telefon, să mi l-ai dat? Ia vezi, verific. Da. Dă-te puțin Ralux ca să-i dau și eu. Ralux! Eu așa zic de acum, să mor. N-ai văzut ce mașină și-a făcut roză, futură în gură. Am văzut, am văzut. Vezi că mai are unul exact ca tine. BMW-ul ăla e 5 de la luat. E meeting blue, păi eu l-am făcut la fel. E meeting blue cu perle roz și farurile mari. Vezi că ăla e de la noi, de la Crips. Înțeles. Da. E prună. Da. Coaie, prinde mașina la 500 de lei în pula mea. Da. Și... Stai să-ți dau și spreurile astea, astea sunt bonus de la mine. Ia. Uita. Așa. Ai auzit, Dominic, prinde M6 la 500, am dat eu aseară. Da, mă, știu cât prinde M6 la mine. Ca ți-ai pula. Da, bun, vă mai ajut ceva? Înainte, nu, mulțumim, de acum înainte știu, la tine apelez pentru orice. Da. Bun. Numai la mine poți să faci rost de alea și eventual de VIP cardurile alea să vorbim să facem cumva, că aș avea nevoie neapărat. Cât te folosești la auto? Eu fără alea vreo 34, dacă nu mă înșel, dar din 4 de alea am făcut 30. Bă, dar fie, ca să facă arme mari? Părând. Bă, ei ca să facă arme mari, tot la tine vin, nu? Nu pot să fac armă mare nimeni fără mine. Pentru că noi avem radio, mă. Fiecare ai ceva de la pistol? Fără... Pistol normal? Teoretic da, pentru că... Sau? Da, noi facem țevile pentru că noi avem și showroom. Pentru pistol? Deci, da. Ia stai. Da sau? Da? Noi ce avem de la părți? Ce avem? De pistol normal. Dale. De Walter de la Ceavei. Ai ceva? De le facem noi. De le facem noi. Ah, mai spart acum. Trebuie să mă uit. Și nu știi ce. Da, n-avem pistol deloc. Păi nu pistol, mă. Ce faci tu, gen, ca și țeavă? Nu, componente nu avem de pistol deloc. Okay. Dar stai că mă uit acum exact ce zice avem. Dați-mă că am și o listă, că eu sunt prost. Trebuie și am lista acolo. Da, bun. Mulțumesc, Alex, nu? Te pup, da. De nou. Carabină, SMG. De nou. Stocurile le avem. De nou. Da. Nimic. 1-0, te pup. Nu mai la în garaj, că stau mult. Sau mergem la Risa. Mă duc la ea, mă, normal că mă duc la ea. Legion, la muncă când te văd și eu? Știm? La muncă când te văd și eu? E la muncă, nu știu cum să zic. N-aud. Că-ți văd buzunare cam lipite de pantaloni. Ia zi, ai cardul. Se poate și mai bine, nu zici. Ia de cum arată 200 de mii. Nu zici rău. Cum arată 200 de mii? Ce Dumnezeu ne faci cu ăla? Hai, eu am 10.000. Cum vii acasă? Mai încolo, nu? Cât ziceți? Mai am timp. Mai ai timp, hă? Da. Vezi că timpul zboară. Comanda Risa? Poftim? Comanda Risa? Păi e directoarea, nu? E frică, eu știu ce cred că vrea să facă el. Nu. Dacă ține cine te comandă, mă. Aoleu, bă. Domnule polițai, ajutor, mă bate nevasta! Zi! Să vă bată, doamne, că văd... Aoleu... Aceam așa din față de la... Da, spuneți, nu știu. Parcarea ilegală. Iau eu de acolo, domnule. Dumneavoastră, păi am zis că e dânsului. Eu? Domnule, du-te, domnule, de aici, lăsați-mă în pace. A dumneavoastră? Cred că acuzații. Oi? Cea mai mică problemă, domnule. Du-te, nu mai fi prost și vorbește cu omul. Nu mai fi retardat. Cine e retardat? Da, amendă, plătește-o. Asta e. Fii bărbat, atunci. Mergem cu eroanul la apelul ăsta. Am făcut. Nu tu, mă, nu tu. Relax. Ah, am înțeles. Și pe mine m-a alergat alea cu poliție. Adică... 126? Da. Ia vedeți. Nu mai comenta, mă. Sau plătiți, vă rog frumos, că e și verific dacă ați plătit sau nu. După aia vă puteți lua mașina cea mai mare. Așa, mulțumesc, la revedere, să vă mutați mașina, vă rog frumos. Du-o, te rog, acolo în parcare jos. Și de ce a parcat, mă, frate, acolo? Stai că mă pun și eu tot acolo lângă ei, lângă mașina de poliție. Domnule polițai! Da, vă rog frumos. Acolo-i voie peste drum. Poftim? Acolo peste drum-i voie? Unde-i? Acolo, uitați. Unde sale acolo? Da, e ok, că nu... Ok, nu încurcă... Exact, da. Poți să mergi acolo, mă. În caz de vor să plece domnii cu ambulanță sau astea, o să fie o problemă. Da. Mulțumim. Perfect, dacă nu încurcă cu ușile și astea, e cea mai perfectă. Mulțumim. Aveți pentru ce, la revedere. Bă, hai ia, mă, și du-mă acasă, că... Ali s-a făcărat. Unde ești? Oh, nu, mă luat, lars. Vezi la mașinile astea aici. Ăla e puțin sunit, pula. Nu am văzut. Asta se poate și frumos. Dar nu stau în ea 150 de mii, te piși pe ei. Dar n-am vorbit urât. Ce-am vorbit urât? Că nu e ok cu mașina asta pe aici. Interes. Un Camace ar trebui să mă duc să-mi cumpăr, mă. Costă bani, fain. Hai să mergem să vedem cât e. Ia, lasă-o mai încet, că mi-e tensiunea în 7000, du-te în pula mea. Vedeți, îmi pastile de stres. Îmi plătește măta pastile de stres. Ba și tu una când îți crește peste jumate, așa ba, că dacă le bag repede, se duc vechi. Așa român normal trebuie, nu? Dar lasă-o și tu mai încet. Bani mașina asta, mă. Fatele nu-mi place și nici mie, dar fata aia așa, botul ăla e super. Deci că mă duc la mecanici. Păi cât se Dumnezeu. După mine și-ți trimi banii, tot. Bă, dar nu te mai satură Dumnezeu, mă? Nu, nu, ziceai? Dar chiar vreau și eu să rinci. Să merg de banii, de ce să nu? Da, mă, fost din partea mea avere, mă, frate, mă. Câți bani ai deja, mă? 60.000. Ah, e slăbuț, ești mic. A luat și mașini, ce știți voi? Băiețule! Nu mai vine acolo lângă tine sau aceea să ascult muzică, să știi. Vorbim ația dacă vei. Vezi că n-ai cum să, și dacă mă pun off duty, n-ai cum să o tunezi plus 5 mecanici. Dănuț! Bâinile sus! În aer! Căstinești! Bum ce, bum ce, bum ce! Nu merge, mă, sunt 6 mecanici, ce dacă nu merge, 5 mecanici. Te stăturezi eu. Așa mi-a arătat în pula mea că pot. Mi-a arătat ăla direct acolo, știi? A, păi te bagă, dacă vrei să pui cea mașină, nu, o iau de la spoiler. Ai primit? Dă-o de la început. De la început. Da, am primit. Hai, mă duc la livră. Asta. Da. Ne mai dă unul? De carbon. Locul 1, numai 1, sunt mereu pe locul 1. Fără întrebare. Așa. Dominic! Nu fac așa sau cu asta altea? Dominic! Cu asta. Capa. Da, pic de loc. Astea că mai sunt, uite și astea. Astea nu-mi plac, că le mari nu-mi plac. Din astea. Nu, nu, dă-i înapoi. Mama, mă găseau, Dominic! Ce-a răspuns? Da, dar nu pe culoare. Așa, da. Nu mat. Ia vezi la Lucios. Te sec pe Discord, Domi. Zi. Ce faceți, bine? Ia, îmi tunez o mașină. Ești bine? Cu negru. Astea mari, dă-i. Da. Cu negru, Lucios. Așa. Să le pui alea ultimele. Astea, da. Ejacuare, într-o parte sus? Da. Așa, roll cage, nu știu acolo. Roll cage. Păi e ce informare? Da, ultima dacă nu mă știu. Asta cu tacurile. Sau că asta e ultima, care e ultima? Asta e ultima. Grile. Aici, în față. Asta. Dacă e ceva, mă veri când zici. Aia fără nimic? Da. Să știți că am câștigat și un SMG dacă aveți nevoie de el. Și scop, parcă la el, și de toate, parcă. Astea. Nu, du-te de înapoi. Astea. Engine-ți bag? Normal. Full. Toate full. Nu pune livery. Lasă-l ăla normal. Nu, lasă-l ăla normal. Metalic? Da, negru. Perlă nimica, nu? Nu. Windows tint. Ce ăla? Uite-te la parbriz. Col negru, complet. Negru ăla la alt. Nu ăsta. Ăla cel mai negru, black. Este. Și mai neoane nu vrei? Neoane... nu. Senoane da. Senoane da. Dar fără nicio culoare. Dar pune-le... ia să văd care este astea. Le pune-le lime, nu știu cum o să le... Consider că o dita mai poliția. Lime, nu. Mare, am așa. Stock, white... Astea, alea albastre, mai... Stock. Sunt stock. Astea, relax, că se mai fain. Mai ai wheels, nu vrei, livery, nu, plate. Negru. Vehicle extra, n-are. Atât. Stai că trec cu costul tot, stai așa. Adică aia mă, dă-le în pula aia tot. Bă, nu mi-ai văzut gențele negre. Revin. Hai păm gențele negre, mă. Negre. Da, că stau de. Pune și fum negru la el. A? Aici dashboard color, dar nu știu, cred că e interiorul, dar nu se pune la mașină. Bai, ajunge. Stai, ne ies fumul la râs. O să o și speli? Nu știu. Plec. Bă, nu pot aici. Bun, lasă. a materiale. Las că mă duc la asta. Mersi. Deci, Denis, cum ești? Domenic. Da, o mașină de asta care am închiriat-o, cum o dau înapoi? Gata, gata, îl găsiți. Dar voi unde sunteți, mă, restul? Crețule, unde ești? Uite-te cum se văd farurile mele, Domenic. Ce faci? Le portocale. Ce pula mea faci cu portocalele? Ce vândă-i? La cine? Piață! Așa, un ban cinstit. Da, normal. Zi-mă dacă ai nevoie de bani, nu, că-ți dau eu. Băi, n-ai treabă, băi. Normal, poliția mi-a dat amenda în pulea, că și l-a parcat-o pe trotuar, știi ce zic? La cu M6-le nu mai are bun, să dacă resus. Aia, ne contactează. Cum și mă spune aici? Relax, hai până seara să-mi puși mea o culoare albă pe mașină. Bine acum. Am venit până la spital, ce crezi, dar sunt aici. Aveți pastile? Vă cumpăr pastile? Eu n-am. Am două pastile. Și-o tot două. E 10. Să trăiești? Salut. Ok, frate. Sunt niște băieți. Ia mai să iau și pastile pentru băieți. Unde? Ești bine? La service. Cred că cum am venit eu. Dar înainte. Când apoi am fost și unul. Sunt aici, hai să spun. Bro, am auzit ieri ceva ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat cu modul și Barisa? Nu știu. De care ideea că treaba fetelor nu mă bat. Bro, niciodată. A venit și s-a plâns la mine. Te înțeleg, da. Eu n-am vrut să vorbesc cu mine, să întreb pe aia, te-am întrebat pe tine, știi? Ea, am înțeles că eu zis ceva la... I-a zis, nu știu, uite ce curare. Nu știu ce zice, uite și pe asta sau ceva de genul, și că e gravidă și că ea n-ar putea să fie gravidă, nu știu, de alea, și pe asta auzi și știi cum e Arisa. A, repede, una, două. Rusul ei aseară pe sus de acolo, de femeie, că nu e ok. Da, nu, spune-o. A, stai, da. A? O lasă în pace, pula mea, să nu asculte pe toată lumea. Eu am zis să o las în pace, știi cum e a mea răzbunătoare. Da, normal. O zis, zice, bă, bărbace, zice, să-mi bag pula, eu te cunosc pe tine, tu, dacă stăteai atâta în alt oraș, deja orașul plângea. Înțelegi? Dar am zis că nu, vreau altă idee. Am înțeles. Dar ce mă ții de mână? Te ții de mână? Mi-a fost dor. Omul. Opa! Ma! Nu, dai în ăla. Nu, dar nu poți. Dai în ăla, mă. Da. Nu, înțelegi ce zic? Ele se ceartă, ele se împacă. Pula mea, nu. Eu, în mintea mea, am vorbit și cu bărbatul Petru, știi? În mintea mea. Da, da. Oricum m-a pus azi la probă, muistul. Cu ce? Păi, m-a luat dimineața când mi-a gradele. Am zis, ok, nu este o problemă, știu să mă joc și fără, știi? Da, da. După aia m-am nevat, zic, stai așa mă, dar eu scârpă mă, te ștergi cu mine și nu-i dai tu când vrei înapoi? Ia de că îmi dau eu bani, știi? Cu testul ăsta era testul pentru supervisor, știi? Eu nu supăr de grade, eu le-am explicat frumos, înțelegi? Da, da, da. Doar din cauza că el să nu fie mândru plin de el, știi? Ei, ia că îmi dau eu bani. Și cu motivul l-am dat, m-a bătut gura, am vorbit aiurea, Adrianul și să iau bani, dau bani, știi? Asta este, frate, adică nu-i supărare. Da, nu. Cum el m-a pus pe mine la testare și eu m-am testat să văd dacă voi toți țineți la mine, știi? Bună ziua! Bună! Hai, Bengeau, să încoace. Aoleu. Da. Cine mă ajută și pe mine să nasc o dată? Hai cu minte. Aia este. Tu ai vrut. Că când am zis să te dai jos, ai zis nu, că trebuie să iasă bine. No. Ia, s-a dublat. Ai ieșit Kinder cu surprize. E bine că e unul și nu-s doi. Știi ce zic? E, du-te, bă. Ma. Stai cu minte. Poate faci tu doi, dracule. Nu mă întreb. Nu, i-am trimis cu măs și cu taxul vitreg. Am eu nevoie. Pe cine, mă? A fost. A fost oprit de poliție. Fri al dracu să fii Arsenal. Ce s-a întâmplat? Cu jaful. Știi, spune frumos că tu n-ai o treabă, tu nu știi nimic. O să-l ia, o să-l ia. Nu m-a luat, până acum am discutat cu ei. Am băgat și eu niște... Am băgat și eu niște miciuni acolo. Ce le-ai zis? Gen, le-am zis că am lăsat o mașină într-o parcare și eu mereu mă plin cu bicicleta pe amândoi, înțeles? Și acum, prieteni, și am luat bicicleta, m-am plimbat pământul, nu știu ce, și când m-am întors n-am mai găsit mașina. Da, s-a descurcat, a ieșit cu capul sus, știi? De când aveți mașina? Și zic că de acum 5 minute, păi știți că s-a întâmplat o problemă, a fost un jaf, nu știu ce. Și am zis, nu știu ce jaf, ce problemă a fost. Eu am găsit mașina pe munte. Am găsit mașina cu bicicleta. Munte, pula. Și am zis că am chemat un mecanic și nu știu ce. Le-am dat numărul meu de telefon și să mă sune să dau un... Dar câți polițiști mai sunt? De-ala, cum trebuie să-mi spune? Hai, pula! Pula, mă descurc, ești de bun. Mai este, ce este? Copilul ăsta e cine se steamă. Dai seama, e un orice. Vezi că închis stați un pic. Bă, am găsit-o... Ce? Copilul ăsta ce? O să aibă cu tine să stea. Adică? E cu tine, că nu faci nimic. Eu? Viața mea, vezi că am făcut 220.000 astăzi. Băieții, nu tu. Păi, pentru ce? Nu. Nu, păi ești numai bun de dădaca. Îți zic la băiatul ăla de la mecanic să-mi aducă 20 de troste, știi? Mă duc să fac niște pistole. Zice că stat. Deci la 50.000 era să mă ajung pe scaun jos. 50.000? Da. Ai ce pula mea. Până la urmă pe 30 am dat 15.000. Am zis, bă, frate, nu te supăra, dar 50.000 îmi rup pantofii pe picioare. Nu bani, bani, bani. Că atât am eu tot în bancă. Eu am 210.000. Lucră ăștia, mă, n-ai cum să-i oprești. Am zis că le pun limita de impula mea deja. Dă-ți-au fost, nu știu cât. Îți dai seama, eu le iau 10.000 din transport. Da, în fine, fiecare cu... Vrei un trabuc? Trabuc? Nu, nu fumez. Am primit și eu. Cine a plecat? În ce lună ești, nevastă? În ce lună ești? A 8-a? Da, un pic. Mai e un pic. Mai e un pic și cred că vorbim numai din birou. Mă uit dacă am salvat numărul tău. Nu l-am, nu mi-ai dat, mă. Păi ți l-am dat, mă. Ba, 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 că e cu capa. Mă luai, mă. Am mers sus la sindicat să vând alea și tablourile nu mi-l luat. Pănuțile. Unde le vând? Nu știu, încă n-am aflat. Ok. Ia, vedeți ce poza, doamne, ce frumoasă sunt. Un tablou care țin mai mult valorează mai mult. Exact. Nu fac eu colecție de tablouri. Nu am avut de tablouri. Cu tot satana în gură. Na, aia rup mașina. Ei, mă omor ăsta cu bile să mor. Devastă, dacă nu îl calmez, îi dau glumț. Fii atent ce mesaj. Uite-l ce mesaj. Hai să-ți dau pastile, bă! Ia uite. Să zice el, cumpără el. Să nu e mai mult de 20. Fix 20 am luat. Cumpărat cineva toate pastilele ieri. Aia, păi e bun, noi, lasă-mă. Bravo, lasă-mă, pace cu ei, 300 de pastile să se ducă așa direct. M-am pus eu zântorul la medici. La ăștia, dacă nu le pui restricții pe checkpoint-uri, nu rezolvi. Vezi că eu azi m-am pus în tură la medici, știi? Și am vrut să bag aici, în farmacie, că nu mai erau deloc, dar n-am putut. Ești medic? Nu poți. Da, da, sunt medic. Azi l-au făcut... Leu, sau cine? Reflex. Nu, primarul. A, reflex? Președintele. Președintele, da. Vreau să cătăm cererea pe oțel, că mi-am dus 50 de oțel azi, dar nu mi-a făcut prețând. Mă gândesc cine face țeava la pistol. Țin minte că am avut o hârtie. Nu mai țin minte. Am avut o hârtie și să văd dacă... Dacă o mai am. Am avut o hârtie cu care ce mă trece. Băi, ce nu la nimeni din gură. Am strămutat. Am băut nevastă mea din placolul de suc și-o strănusat. Acum dintre ele. Toate trei la medici, nu-i niciuna în tură. Niciuna? Da. Păi Cosmina nu mi-e la medici. Nu? Nu. Singura Alisa nu. Acolo sunt... Da. Da. Păi bro, vezi că ar trebui să-i zici lui Larisa. Apu! Larisa, o zi. Larisa. Să vorbească cu Barbie. Fiindcă Barbie pe zi stă numai freacă menta, intră seara o oră, două și după iară iese. Ai cuvântul meu, că înainte de schimbare, mergea cu ei la aeroport, se punea pe jos, le explica ce să facă și cum să facă. Bă, nu-i loc, nu-i loc, frate, na, eu nu mai... Am învățat astăzi o chestie, să tac, să-mi țin gura și să-mi văd ale mele. Înțelegi? Și asta este. Am zis eu o prostie pe Discord, supărat pe Ardeleanu, el nu a vrut să-mi zică dacă îmi ceați de acela, când ceream iertare din prima. Da, normal. Aia e. Am bani mulți rău de tot. Ia uite cum o duce pe aia, unde o duce pe aia? Nu știu. O face doctoriță și pe aia, să mă rogi bine. Ei băiatule, bă. Nu, aia e doctoriță deja, cred. Da? O docentură. Nu știu. Aia de păr. Cu cine crezi că am negociat azi la Jaf? Ia. Știu cu cine am negociat. Cu cine? Pizda aia. Bă, vorbește frumos, că îmi fac pula în gura ta. Vorbește frumos. Mă piși pe aia. Bă. Bă. Vezi că nu e ok. Că te duci dracu. Dacă e proastă ea, de ce aici e păcate? Păi, nu e ok, trebuie să înveți să respecti femeile. Mai ales femeile. Să o respecte și ea, Paris, după aia. Păi, o să vorbească ele într-un alt intermediu. Dar nu e ok să jignești. Nici nouă nu ne-ar conveni dacă careva ar zice pis de către Arisa. Fără de astea. Cum? Doar găsit, tot găsesc. Du-te, plimbă-te, că deja mai enervat. Putea să te trimit la dracu. Dacă mă duc să mă plimb... Mamă, ce... Mamă, ce bine este făcut-o. Mamă, când ți-o-i dau o de-asta... Bagă aia înăuntru, că te bade, te străc. Hai, băiatul. Apa. Hai, da. Pardon. Am vrut să misclic. Ia vezi? Încă 500 de euro bine primiți. Ia uite-te. Cine trebuia să facă? Mamă, un pic era și dădeam o zi. Sunt pe Anastasia să văd unde m-a părăsit. Viața mea, vină încoace, că te-am vrut. Îi spart telefonul când reprim, i-am mai spart un telefon. Da? Da. Ce sună e? Da, mă zi. Bă, să-mi lași și mie niște seringi, că eu ies din oraș. Bine, te le pun jos, jos de tot. Ok, stai și la din garaj, nu? Câte să-ți las? Nu, îți lasă în 4-5.000. Banii. Hai că-ți trimit la copac. 5.000? Da. 50.000. Ah, ok, bine, hai pa. Să nu uiți să le pui, pa. Le pun, mă. Pa. Vină banul. Na. Tu-i pe bani acum, la sărăchie. Normal, acum, mai ales acum. Cred că nimeni nu mai ți-ar da așa 100 de euro. Da, mă. Dau și 100.000 dacă vrei. Nu, nu am nevoie de bani. Eu fac bani ca să am acolo de benzină. Dar să cumpăr ceva, n-am nevoie. Primiți 10.000. Tu-i dai pe aia, bărle, unde-i omulețul ăla, a? Da, zi. Primiți? Nu. Cum, mă, ți-am dat 50.000, mai ai 60.000. 270.000. Și ți-am dat 50.000. Bine, mă, hai pa. Hai pa, bă. Bă! Mamă, ce mi-au luat în ureche, futu-s moarte, mati copil. Vai Dumnezeu, dă-le în pula mea ureche, n-am nevoie de ele. Ăla mă orbește la ochi, ăsta sparge urechile. Când duceam, bă, să-mi bat pula din star, mi s-a făcut totul verde. Ce vorbești, bro, că eu eram cu ocean, dădeam la pește. Și acolo, cum vezi tot cerul, direct m-a spart. Bă, m-a spart cu ei. Deschide nimeni o cafenea, mă. Dăpșură o cafea, liniștiți frumos. Deschide. Deschizi tu? Deschizi tu una frumoasă aici peste drum. Nu asta deci, de pe plajă. Păi băiatul. Alo, da. Ai primit banii? 10.000. Ai primit? Da. Hai, mă duc la livrat. Ok, salut, salut. Salut. Deschid pe plajă. Pe plajă? Un restaurant, da, da. Băi, băiat. Da? Bă! Să bag pula în măta, mă. Mai vreau 5.000. Mai vrei 5.000? Bine, da. Dă-mi banii. Băi, băiatule, mă, mâncați sănătatea asta de mine, mă. Aia zic. O suneară să vă întrebe dacă am primit. Îl simt. Alo? Râzi putu strucea, mă. Auzi, mă, telefonul tău faci așa? Băiatule, mănâncă sănătatea asta. Mănâncă sănătatea putătului meu. Ce să-i faci? N-ai ce să-i faci. Da. Să mai insistăm o dată la pumpa mea nevastă. Nu, face angajare și n-are. Dacă face angajare, n-ai ce. Alo, să rămână. Alo? Merem și noi acasă? Cât durează? Uite ceasul ăsta. Alo, ronțăitoare, ce rumeci? Popcorn. Popcorn? Aveți ce popcorn îți dau ție. Mexican de la popcorn. Aaa. În cât timp termin? Stai să văd aici, am făcut da. Zic cam cât durează, să știu cât să mai țin pomul ăsta în povești. 5 minute. 5 minute? 26, 31. Bine? Bine, bă. Pa. Mamă, cum închide asta telefonul, fotos ferme astea. Ce, păi m-a alergat mai înainte pe aici, mi-a fost în spitalul, da. Cu tic de larg, mi-a fost în spitalul să mor eu. Ma. Poliția lângă noi, n-avea treabă. Să-ți dea, domnule, să certăm, dea, mă, ajută-mă. Am pe doi în poliție. Amândoi frații mei. Ia vezi? Păi, da, ascultă fază. Asta cât stă în tură. Merg cu noi unde mergem, mergem în patrulă și după când ies eu din tură, ei încă stă în tură, știi? Scuze-mă un pic. N-are nimic. Alo, da. Trăiți, să trăiți. Să trăiți. Poți să mă văd și eu cu tine 2 minute? În față la spital. În față la spital ești? Mhm. Și nu ajung pe centru? Asta. Nu, nu, nu. Ah, ok. Nu aștept nevasta. Dacă atunci o să ajung eu până acolo să stau video. Ok, te aștept. Ești pe Ochișori? Da. Bine, hai că... Dar dacă suntem numai noi doi, îi pot să vorbești orice, gen. Păi da. Bun, te aștept. Ok, hai că vin acolo, te bun. Salut. Când îi caut pe aia doi, numai aici îi găsesc. Bă, orice ar face, numai aici sunt. Da. Trebuie să mut aflec aici. Nu mă, bro, vin la neveste amândoi. Bă, aia zic, aia zic. Aici vin amândoi cu ei. Da, asta este ce să faci. Bă, dar stăm și noi pe bancă, stăm aici așa ca... Dacă mi-am multe picioarele. Te dor aici, bătrân. Bă, sincer. Ești bătrân. Ești. Astăzi, acum 4 ani de zile, pe vremea asta eram fericit grav. Și acum? Acum ați fericit, da. Acum 4 ani eram cel mai fericit. Era al doilea băiat ținut în brațe. Ios. S-a făcut ăla mic cu 4 ani. Multe. Sătănelul. Plus eu am făcut 2 ani de permis. Cred că-s 2 luni de când mă suportați aici. Astăzi tot am făcut 2-2-2. Da. Cred că în mintea mea o să fie a doua oră când îmi put femeia. Uite ce vine cealaltă și îmi dă cu tigaia. Oh, mi-a plăcut, mi-a plăcut oricum, mi-a plăcut abordarea lui Ardelea, nu? Ha? Dar nu s-o aștepta ca să vin și eu cu altă abordare, știi? Eu pentru că eu sufăr de grade, nu frate. Ai fost să rubi doar tu cu el? La început, da, dar după aia vine și Jaxi, și Reflex, și Lazy. După aia a început tam-tamul, că am început să dau telea grele, știi? Da, da, da. Da. Na, am venit. Deci să merem să-ți faci niște haine, că s-a terminat. Hai că vine Diamant să vorbească un pic cu mine. Nu te cu nevasta acasă, mă. Ce haine să-mi fac, frate, că nu mai intră nimic pe mine, lasă-mă face. E normal că te vede lumea cu hainele astea și pe aia urlă după tine, că uite-o și pe asta. Hai că ce rezolvă pe aia, ce zic, uite-o și pe asta. Trebuie să fii prietenă cu toată lumea. Dar cine a zis că eu sunt prietenă cu toată lumea? Scuză-mă pe mine, eu abia aștept să mă îndușman. Stai numai să se nască. No, no, Albert, no. Mă mănâncă capul. Pe capul mă treață. Doamne, cred că îmi lăzi iară părul mare. Ați auzit ceva? Că parcă am auzit o voce, dar nu știu de unde. Nu știu de unde ea? Cred că vine Chelia. Cred că... Cred că ăsta mic vorbește. Dai seama când mă vede la micul păr mare cum o să reacționeze. Cum să reacționeze, mă, că el nici nu vede cum se naște. Te vede invers. Nu știi? Eu știu. Că foarte bine. Hai, te las să vorbești cu ăsta, Dominic. Ok. Să rămână, vă pup. Ne auzim. Ce faceți? Da, ia, merem și noi spre casă. Mamă, ce v-a crescut butica să fie sănătoasă. Cum ar fi să mă vezi, Chel? Ar fi una. Dar ce e, fată, băiat? Băiat. Oh, frumos. Domi? Vă rog aici lângă mine. Las că stau în picioare. Stau în picioare, că mai bine. Toptește și tu. Bă, dar de ce te uiți așa nervos la mine? Zi-mi o chestie, e deschis aici la bijuteria asta? Apoi la asta, da. Și asta de aici e, nu? Nu e asta de aici, aia de acolo de sus, de lângă Pacific. Lângă Pacific? Mhm. Lângă Pacific, o să vezi pe minimapă, o să vezi un diamant. Ah, ok. Acolo. Păi o să văd dacă mai găsesc pe cineva pe acolo, poate mă duc cu băieții să... Vezi că-ți trebuie... Știu, vreau să-ți cumpăt un primar să vedem. Cuțit? Macetă. Maceta ca să iei ou. Lockpick. Și lockpick? Lockpick avansat. Și tu cred că trebuie să știi să dai lockpick-ul, nu? Pe lockpick-ul nu e greu. Știu să dau lockpick-ul, dar... Maceta e 200 de alea. Cu cheuri. Da. Atunci n-am altceva de făcut decât să mă pram într-un magazin ceva. Am înțeles că la magazin câștig 1000 și ceva. O să mă duc să vedem ce și cum. Fuuuuff, tu-s că mă nec. Ce ai tu? Vezi că-ți dau una de... Iauzi că se câștigă... Hai de... Ce pula mea să faci? Bă, dar oare la... Oare la o... Duci lipsă de bani? Am 300.000, îți ajung? 300.000 ai? Da. Ferească Dumnezeu. 320. Îți nesătuli ăștia, mă, frate, mă. Păi da, tu te-ai descurcat, asta e. E cu cine, cu dâinși. Hai că mă duc să văd ce vreau, să văd ce fac. Vezi că trebuie un cuțit de la normal la cu Zimț, da? Cum? Ăla de care mi-a dat tu mie. Da. Așa. Maceta. Da. Lockpick. Așa. Bă, dacă mai ai muncos în oraș, poate îți dau un băiat să meargă cu tine. Dar nu mai e. Nu mai e. Îl dădeam pe băiat să meargă. Ei, ieși aici tu bine, că te scăpa. Știu ce zici, dar n-am mâncat eu. Aia. Rămân la becaturile mele. Amărât. Ei, amărât. Am 20.000 toți banii în firmă, mă crezi? Păi pune mâna și cotești tu trabucurile pe piață. Păi asta fac. Dacă le-am făcut toate prețurile, toate căcaturile, de avem același prețuri, tată. Ba, nu. 10.000 vin mie, ce fac peste banii lor, nu mă interesează. La fiecare 1.000, 10.000. La fiecare 1.000, 10.000? Da. A, și la mine e... de căcat. Păi de ce, mă, frate? Că și tu pe 1.000 faci 20 ceva de mii. Păi da, la ei mei se duc mai cu 500. Și eu le dau 1.000 și apoi se descurcă ei când le livrează, înțelegi? Da. Nu-i treaba mea. Ba, nu mai. Mă duc să văd ce fac și... N-auzi? Ok. Te-ai pup, să rămână. Hello, tău. Hai nevastă să merg. Nu știam ce se aude, frate, și băteam eu. Și credeam că băte cineva la geam și cu tot uitam. Spre televiziune. Zic, ce-mi treabă, băte la geam? Stai, tu stai la partier? La casă și la mă gândeam ce treabă are vecinul, frate, ce trebuie? Am înțeles. Să știu unde se bașă la geam. N-ai cum că e în curte la vecin. Lasă că intru la vecinul tău în curte. Bă, dar tot timpul trebuie să închidă mașina, deci care 10 minea. Nu puteai să te-a trebuit să-ți iei. Na, bine, na. Vrei să mergi să-ți dai și tu sultanul? Nu. Păi? Vrei unul de asta și tu? Zi-mă, femeie, dă-i morților bani. Nu, nu, nu trebuie. Asta așa. Dar cât e sultanul ăla? Nu știu, ăsta a fost 3.500. 3.000? Mhm. Hai că am bani, du-mă să-mi iau. Îți dau eu. Dănuț? Nu mă... Da. Cât ai livrat astăzi? 500. Ok. Da, am fost atunci anivrat și după aia mai chemat să... Ia și tu, te rog frumos, 10.000 de injecții. Hai, ma... Pune-le jos într-un stash, în stash-ul de mijloc, pune-le jos, 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 alea să rămână la relax, mi-au dat 100.000. Ok. Frumos, nu vă atingeți de ele. Omul mi l-a plătit, să le livrete mâine. Aveți nevoie careva de mașină, de ceva? Am, am. Bun. Am văzut o regera la 25.000. 25.000. Regera la 25.000? Da, da. Vrei să o cumperi? Nu. Dacă vrei, spune că îți fac transfer acum. Nu. E, nu-și pula, mă. Dă-le dracu de mașini. Eu mi-am luat un Camacho, cred că e viața mea Camacho. 3.500 numai, Camacho. Pregătești și mie 1.000. Dă-te-n spanac, bă. Bă, frate, mă rup, că stă, mă, să mă rup. Trebuie-ți am ademă de joc. 8.000, 9.000, nu mai știu. Mă. Viața, dacă nu-i dai pe ăștia în pagubă. De câte injecții mă stă acolo? Ia uite-te, te rog frumos. La 22. Câte? 29. Ok. Ați mai făcut voi între timp? Am făcut de euro câteva. George, tu ce faci? Am cochețul. Am cochețul, vedeți să nu vă încrețoliți. Stai liniștit. Bine, am zis numai acum, nu trebuie să și executat. Ia, revin imediat. Mulțumim pentru idee. Am făcut, mă, și noi 50 de like-uri sau sal? Am făcut, mă, 50 de like-uri, mă. Ei, băiatule, mă. Aolo. Ei, băiatul, n-am făcut 50 de like-uri. Vorbeai aici pe Discord. Măi, măi. 2000? Da. Mulțumim pentru idee. Care e aia? Mă crețulesc cu creț. Bun, leu. Vedeți ce cameră vă alegeți, că... Da, deja ne-am ales și nu știu cum să zic, dar de la început ne-am ales aceeași cameră. De când am ajuns acasă. Mă duc acasă să dau patul în două, să dormi separați. Nu, nu. Da, nu știu cum de s-a întâmplat, dar am ales amândoi aceeași cameră, oricum. Da, mă. Că n-are dreptul la răspuns, crețu, acum. Că nu-i lângă telefon. Tot ce am zis. Taci! Băi, cam atât cu live-ul în seara asta. Eu vă mulțumesc că ați fost aici. Uitați-vă să vedeți ce frumoasă sunt. Mi-am schimbat poza. Hai, v-am pupat, vă doresc noapte bună, ne auzim mâine. Ciao.